ați întâi. Dacă suntem statutari, trebuie să începem, că suntem într-o lume lungă. Da? Întârzi domnul Cipcă, vă rog, da, dar apare pe parcurs. Dacă domnul secretar puteți să-mi dați orele de zi. Domnul consilier, ați fost convocat în ședința extraordinară, conform dispoziției numărul 71 din 21-3-2017, din consultarea codicii de prezență, rezultă că din cei 13 consilieri ce conțin Consiliul Local sunt prezenți. Vă rog să numărăm cât suntem. Suntem statutari, putem continua. Da. Vedeți cum o scris acolo, e extraordinar. Ordinar aici. Ordinar. Din legea numărul 2015, pe 29 publicată și modificată pentru a fi aprobat proiectele de hotărâre văzute la ordinea de zi a ședinței. În conformitate cu prevederile legii numărul 2015 pe 2001 republicată și modificată și completată privind administrația publică locală, așa cum ați luat la cunoștință din invitația trimisă, vă rog să-mi permite să vă prezint următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței Consiliului Local din 27-2017. Extraordinară, domnul secretar, aici modificăm efectul ordinar. Pe 27-2 e ordinar. Ordinar, da. E bine. Și a ședinței extraordinare din data din 24-3-2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scoțiense de luna februarie 2017. Expunere de motive privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului comunii Scoțiense de Subacop pentru anul 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în comuna Scoțiense pentru anul 2017 cu beneficiarii de echipajul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării către Alice Bacău, către 10 compania Rompreș Service, a prestării serviciului la tarif unic 317,73 lei tona, fără TVA, atât pentru deșeurile din mediul rural, cât și pentru deșeurile din mediul urban, pe durata perioadei de tranziție. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, raport privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Scoțiene în anul 2016, proiect de hotărâre privind aprobarea DALI, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind obiectivul de investiții, modernizare, drumul de interes local în satele Florești, Scoțeni, Ligoreni, Comuna Scoțeni, Gertu, Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, modernizare, rețea de iluminat public în Comuna Scoțeni, Gertu, Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Galul Muzmontana. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 de lei pentru încheierea de contracte de asistență și reprezentare juridică pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și aprobarea încheierii unui contract de prestare de servicii cu o persoană fizică sau juridică autorizată pentru organizarea și desfășurarea licitației publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a bazelor aflate în domeniul public al Comunei Scoțiene. Și ca suplimentare, domnul, dacă ne permiteți, avem un proiect de hotărâre privind aspectul calificativ, pentru că ne-am dat greșit cu domnul Bâncu. Să se ia act de demisia consilierului Bâncu Irineu Gabriel. Și diverse. Și nu mai există un punct de ordine de zi, ar trebui, cu schimbarea președintelui de ședință. Pentru semestrul, pentru următoarele 3 luni. Da. Care va fi domnul Zanfirescu. Și punem la votările de zi. Deci, o să supunem la votările de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Cum ai rămas acolo? Deci, acum, domnule președinte, vă rog să procesul verbal. Da, înainte de a începe, vreau să menționez un lucru. În ședința ordinară de luna trecută, domnul consilier Zanfirescu m-a întrebat dacă am verificat proiectul de hotărâre, o modificare de pe proiectul de hotărâre privind prelungirea scrisorii de garanție. Am verificat atunci faptul că era în conformitate cu ce am votat noi. S-a modificat într-adevăr. Ce rămâne problema deosebită? Chestia cu titulatura la proiectele astea. Aș vrea ca în următoarele ședințe, să nu mai existe proiecte de hotărâre cu una în titlu
și alta în... Păi aveți dreptate că atunci, dintr-un motiv care nu l-am analizat, în hotărâre, în proiect, spunea privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, care este altceva cu ce se hotărăște. Adică se aprobă solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție, care am dus-o noi în luna august, da? Chestiunea este că de acum și pentru președinte, învățăm din mers, și pentru președinte, dar și pentru ceilalți din colegi, trebuie să urmărim foarte clar când ne vin în mape, pentru documentare, proiectele. Mai înlăturăm o exprimare greșită, mai înlăturăm o nuanță care poate duce ceva, pentru că nu a spus pe nimeni, că nu s-a urmărit. Dar dacă dumneavoastră ne confirmați că, de fapt, hotărârea a fost solicitarea prelungirii de garanții și așa, ați semnat-o dumneavoastră. Da. Și primarul, înseamnă că e ok. Și am închis o hotărâre. Acolo se spune, se aprobă prelungirea scrisorii de garanție, deci nu ce scria în titlu. Corect, da. Am închis-o. E ok. Bun. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.02.2017 și al ședinței extraordinare din data 24.03.2017. Nu știu dacă e bine să votăm împreună cele două, dar cu voia dumneavoastră să supun aprobării procesele verbale din cele două ședințe. Cine este pentru? Domnule, stați un pic. Deci, ideea ca să câștigăm din timp să fim operativi este ok. Da. Noi aici, pe zona de... Noi am citit procesul verbal și nu avem comentarii. Dar să lăsăm un pic, să vedem dacă cineva, totuși, față de conținutul procesului verbal, s-a regăsit cu ce a spus, ce a propus, da, și atunci votăm și trecem peste el. Aveți dreptate. Atunci o să... Despre procesul verbal din 27.02.2017, deci a ședința ordinară din luna trecută. Dacă există comentarii cu privire la acest proces verbal, dacă are cineva întrebări, o sesiza pe o neconcordanță. Nu. Atunci supunem aprobării procesul verbal din ședința din 27.02.2017. Cine este pentru? Unanimitate. Acum, pentru ședința extraordinară din data de 24.03.2017. Dacă sunt probleme, se sesiza. Dacă nu, o să adică supunem... am discutat despre concesii. Da. Despre Da. Cine este pentru aprobarea acestui proces verbal? Atâta, ședința extraordinară. Din Comisia pentru Licitație, pentru organizarea licitației la Pajii, știi modificat, nu? Da. A fost spus domnul primar, pentru că el o să facă și un referat, el nu poate să-l și facă, să-l și semneze. Haideți să lăsăm, să discutăm numai de conținutul procesului verbal. De. Și de concesii o să revenim în afara ordinii de zi, pentru că și eu am întrebări și doamna și altul. Discutăm acolo toate problemele astea de conținut. Deci, se pune spre aprobare procesul verbal din 24.03.2017. Cine este pentru? Acum e o problemă la mine. Eu n-am fost ședința trecută, nu dacă am dreptul să votez așa ceva. Ne fiind la ședință, dacă am citit procesul verbal. Dacă ați avut documentația, am citit procesul verbal, eu zic că pot să votez. Deci și eu pentru. Deci în unanimitate de voturi s-a aprobat acest proces verbal. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorceni pentru luna februarie 2017. Inițiator, domnul Antor Gheorghiță Cătălin. Bun. Ce crezi proiectul de hotărâre? Dacă este avizul comisiilor, da? Proiect de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorceni pentru luna februarie 2017. Primarul Comunei Scoceni, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 187 din 9-3-2017 a conducerii Școlii Gimnaziale Scoceni,
Comuna Scoțien, județul Bacău, și înregistrată la Primăria Comunei Scoțien, sub numărul 1402 din 9-3-2017, expunerea de motive numărul 1617 din 22-3-2017, primarul Comunei Scoțien, județul Bacău, avizul Comisiei de Specializare din cadrul Consiliului Local al Comunei Scoțien, județul Bacău, în temeiul prevederilor articolului 36, numeratul 6, litera punctul 1 și articolul 45 cu 1, raportat la articolul 115 din aliniatul 1, litera B, din legea administrativă publică locale numărul 2005, cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea recoltării contra valorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scoțien pentru luna februarie 2007. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scoțien, județul Bacău, din 31-3-2017. Se știe cam despre ce este vorba la acest proiect, cu banii care trebuie pentru profesorii de la școală. Dacă sunt discuții, dacă nu... Dacă sunt discuții referitor la acest proiect... Noi ne-am mai lămurit cu situația asta. Da. Și am văzut doamna directoare deja a prins un ritm corect. A mai fost o discuție care pentru mine a căpătat lămurire că m-am documentat și în alte instituții. Acea chestiune, dar o să o lămurim când vin inspectorii de la Curtea de Conturi, o să o lămurim definitiv. Da. Pentru că am primit semnale și așa am susținut-o și eu, dar nu e acum bătută în cuie, ci spun eu, că de acest decon, având în vedere că satele sunt considerate localități, chiar dacă sunt din comună, beneficiază și doamna directoare, și doamna Tamara, și dacă mai sunt situații, doamna Cobus poate le știe mai bine, că cunoaște efectul. Dar asta rămâne ca în momentul când vin cei de la Curtea de Conturi de luni, în cadrul controlului, care văd că am înțeles că stau vreo două luni aici, o să avem timp să le lămurim pe toate. Deci cam asta, supunem la singura, cu singura condiție este ca cel care solicită de contul, care este beneficiar, că așa se numește, beneficiarul să nu dețină locuință pe raza niciunui sat al comunei. Asta o să o lămurim. O lămurim de un timp de... Deci am văzut păreri din... Da, doamna Tamara este proprietar, așa este. Ei nu are nimic trecut în proprietate, până ei ar fi putut. Îi dați pe 3 ani înapoi prescripția, domnul primar. Prescriem. Da, dacă nu sunt alte probleme, supunem aprobării acestui. Ce este pentru toată lumea, deci în unanimitate, acest proiect a fost aprobat. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Expunere de motive privind evaluarea performanțelor profesionale a secretarului Comunei Scoțien, județul Bacău, pentru anul 2016. Inițiator, domnul primar. Așa. Citesc expunerea de motive și după aceea dau cuvântul lui domnului secretar. Expunere de motive privind evaluarea performanțelor profesionale. Opriți-vă un pic. Da. Vedeți că am semnalat acolo, eu deja mi-am notat aici, că nu se numește expunere de motive. Este raportul, este referatul de aprobare al primarului Comunei Scoțien. Da. Deci am văzut. Deci modificăm. Problemă de expunere de motive. Aici nu suntem la altă pătrânere în care se expunem. Deci suntem aici la a evalua un om, un funcționar public. Este referat. Modificăm. Este trecut în referat de aprobare. Da. Am înțeles. Având în vedere exercitării atribuției primarului în relația cu Consiliul Local al Comunei Scoțien și a prevederilor articolul 107, alineatul 1 și alineatul 2 litera D și articolul 108, alineatul 1 și 2 de hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care prevede că la propunerea Consiliului Local primarul Comunei evaluează performanțele profesionale ale secretarului. Pe care, de consecință, evaluatorul primarul comunei, în vederea completării raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a funcționarului public de conducere, stabilește pe baza rezultatelor calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale. În anul 2016, secretarul comunei a dus la îndeplinire fără niciun impediment proiectele de hotărâre inițiate de primarul comunei, întocmind ședințele Consiliului Local, în număr de 15, aprobându-se în acest sens 71 de hotărâri. De asemenea, au fost întocmite și avizate pentru legalitate un număr de 304 dispoziții, majoritatea cu caracter individual. Aceste documente au fost supuse controlului de legalitate al Direcției și Comisiei Juridice din cadrul instituției prefectului județul Bacău, fără a avea nicio contestație.
luând în considerare activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016 și analizând sarcinile de serviciu prevăzute în fișa postului secretarului comunei, precum și alte atribuțiuni date spre soluționare și rezolvare de către ordonatorul de credite, în scris sau verbal, și implicarea directă în soluționarea diferitelor petiții și adrese venite spre rezolvare la primăria comunei Scorțeni. Propun acordarea calificativului final al evaluării pentru anul 2016, foarte bine, pentru secretarul comunei Scorțeni, calificativ pe care l-apreciez a fi corect, real și pertinent, și odată supun la vot evaluarea menționată. Acum, domnul secretar, vă rog să pe anexele care le aveți dumneavoastră, dacă să dați citire detaliată, da? Da, având în vedere prevederile menționate în expunere, activitatea secretarului este destul de vastă. În primul rând este activitatea cu Consiliul Local, care implică pregătire de știți, convocare, tractare. Vă scuzați pentru public. Deci, domnul primar a făcut un referat prin care am propus un calificativ, da, cu toate rezultatele obținute. Este bine să știm toți și n-a punctat, domnul Danilă, dar ceea ce prezintă dânsul acum este un raport de autoevaluare. Rezultat din fișa postului cu toate atribuțiile. Deci este punctul 2, raportul de autoevaluare. Ca să știm cu toții, că și ăsta îl supunem la vot de a l-a aprobat, ca și primul care l-ați prezentat dumneavoastră. Și comisia numărul 2, juridic, deci atenție, comisia numărul 2, aveți comisia numărul 2 în sarcină, chestiunea asta, administrație și juridic. Deci dumneavoastră, comisia numărul 2, sunteți comisia abilitată să dați un aviz consultativ față de cele două prezentări, respectiv referatul primarului, referatul cu autoevaluarea secretarului, deci ca documentație, să știți că o să-l anexați la treaba asta. Da, da. Pentru că dumneavoastră este consultativ, într-adevăr, documentarul, avizul, dar cu el ne veniți și ne-l prezentați nouă celorlalți colegi de la celelalte comisii. Ca procedură. Mergem înainte. Da, deci în primul rând este activitatea care trebuie să facă secretarul privind directa colaborare cu Consiliul Local, care, așa cum s-a mai și arătat, numără 71 de hotărâri, care sunt ajutate spre legalitate și așa cum s-au arătat toate aceste documente, precum și cele peste 4 dispoziții, sunt supuse controlului de legalitate al instituției prefectului, Comisia Juridică. De asemenea, pot să specific activitățile în conformitate cu legea 119/96 privind stare civilă, acte de stare civilă înregistrate la noi. O să vă rog, domnilor consilieri, să vă ascultăm de domnul Danilă, ca să, dacă mai există discuții după aia, să știm despre ce discutăm. Da, de asemenea, avem probleme, cum este știut, și cu activitățile prin fondul funciar, terenuri, care sunt în litigii, avem probleme care sunt la vânzare, terenul pentru chestii de proprietate, răspunsuri care trebuie să le dăm și așa mai departe, litigii și la instanță de judecat. De asemenea, mai avem probleme de rezolvat sau și rezolvat pe legea 53, codul muncii, pe legea funcționarului public. Avem un număr de 12 dosare de personal care implică de fiecare dată urmărirea lor, avansarea în treaptă de vechime și, într-adevăr, trebuie fixate și confruntate cu prevederile legale salariile majorate și urmărite și făcute conform legii. De asemenea, mai avem activități conform legii 393 privind statutul aleșilor locali, întocmirea situației solicitate de ani, de prefectură, cu termene de comunicare, care trebuie să transmită de multe ori, vin de la o zi la alta, ceea ce implică o foarte mare implicare a tuturor compartimentelor pentru a raporta cele solicitate. De asemenea, mai avem evidența la patrimoniul public, îndeplinirea hotărârii Consiliului Local, dispoziții, închiriere, concesionare, care deja suntem într-o problemă foarte
interesantă cu această concesionare a terenului, urmând mai face demersul la Comisia Județeană și la Consiliul Județean pentru a duce la îndeplinirea acestei sarcini. De asemenea, mai avem organizarea și îndrumarea, coordonarea și verificarea compartimentului de autoritate tutelară, sens social și registrul agricol. Trebuie urmărite și le urmărim în continuare anchetele sociale, soluționarea cererilor care legează serviciile sociale, completarea registrului agricol. Aici implică foarte mulți certificate de producător și tot ceea ce înseamnă registrul agricol. De asemenea, avem consultanță acordată cetățenilor privind petițiile, răspunsul care trebuie dat în termen și să fie și veridice în același timp. De asemenea, avem o problemă foarte interesantă cu instituția prefectului, corespondența care, așa cum am și arătat, trebuie hotărârile transmise în maxim 10 zile, dispozițiile în maxim 5 zile. Ca atare, toate adresele trebuie înaintate în termen, pentru că altfel sunt pasibil personal de amendă. De asemenea, am și criterii de performanță de autoevaluare. Am capacitatea de a organiza, de a conduce, de a coordona, de a controla, de a mai pune și rezultate mai pozitive, mai puțin pozitive. Am competență decizională, de a delega, de a dezvolta abilitățile personalului, de consiliere, de responsabilitate, de analiză și sinteză, precum și conduita în timpul serviciului la personal de subordine, creativitate de spirit, inițiativă managerială, negociere și mediere și precum și valorificarea experiențelor dobândite de-a lungul timpului, precum și capacitatea de a planifica și acționa energic privind comportamentul angajaților și a resurselor umane. De asemenea, rezultatele le consider eu că sunt foarte bune, deoarece mi-am dat tot interesul cu sprijinul colegilor din aparatele de specialitate și cu sprijinul domnului primar să duc la îndeplinire toate aceste sarcini care revin prin fișa postului și celelalte delegate de ordonatorul de credit. De asemenea, așa cum și am arătat, activitățile Consiliului Local sunt cu convocarea de ședințe, redactare, acte, procese verbale, asistență, comunicare, sprijin pentru a viza anumite proiecte, rapoarte. De altfel, noi avem deschisă toată puterea noastră pentru a rezolva toate problemele duse spre rezolvare. De aceea, consider că mi-am dat tot interesul și că am reușit în proporție de 95% să duc la îndeplinire toate prevederile care sunt și prevăzute în fișa postului și celelalte delegări care îmi sunt date de instituția prefectului, Consiliul Județean și celelalte instituții abilitate ale statului. În caz de consecință, consider că am dus la bună îndeplinire sarcinile care revin și voi continua să le îmbunătățesc dacă mai sunt deficiențe. Și ca atare, voi continua așa cum și mă și refer, să conlucrăm și să ducem la îndeplinire toate sarcinile care le revin ca instituție, mă refer, pentru că problemele apar zilnic. Este, știu, faptul că de la zi la zi, problema spune că se simplifică, dar se amplifică privind birocratizarea actelor. Deci, ca atare, asta este punctul meu de vedere privind autoevaluarea. Da, ce să-mi zic. Bun. Discuții referitoare la raportul de autoevaluare a domnului secretar, la expunerea de motive a domnului primar, o să ne fie la cuvânt pentru ambele. Bănuiesc că o să face referire și la una și alta. Dacă este cineva care se înscrie la cuvânt. Da, eu mă înscriu la cuvânt, obligatoriu. Altcineva? Doamna viceprimar. Și eu la mână. Altcineva? Doamna consilier Caruso. Altcineva? Domnul consilier Zanferescu Mihăiță. Mai este cineva? Am și eu o întrebare. Dacă le pun ceilalți consilieri, nu mai punem întrebări.
Da. Dăm cuvântul domnului consilier Zanfirescu Eugen. Mulțumesc. Noi suntem într-un moment acum de evaluare a activității pe anul 2016 a secretarului Comunei Scoarțeni, domnul Daniel Vasile. Primul punct care aș vrea să vi-l pun este faptul că eu am observat că dumneavoastră de azi tot lungi treaba asta. Deși evaluarea funcționarilor publici se face în ianuarie, domnul primar. Nu venim la 1 aprilie. Nu trebuia consilierul Eugen Zanfirescu să intervină printr-o proiect. Că nu pot să-i spun că la mine proiect. Să vă atrag atenția că dacă verbal am tot spus-o, nu a ținut cont de ea. Dacă n-am făcut-o scris, a zis, hai să vedem că totuși trebuia făcută și nu s-a făcut. Deci, iată că suntem într-o situație în care noi nici așa, acum, nu mai avem, nu suntem în spiritul și literalizii. Valoarea trebuia făcută atunci, cu situația de atunci, nu acum, cu ce facem în anul 2017. Deci, nu fac niciun reproș. Eu acum... Deci dumneavoastră sunteți inițiatorul proiectului de evaluare a secretarului comunei. Noi, Consiliul Local, suntem cei care aprobăm. Cine spuneți dumneavoastră că dumneavoastră lucrați direct cu el, dar și noi lucrăm direct cu el. Și atunci, într-o echipă cu toții, vedem ce este în regulă, ce nu este în regulă, pentru că mă așteptam ca raportul de, nu al dumneavoastră, în care ați prezentat ok, din fișa postului, am văzut că nu aveți nici critici, păi ați propus calificativul foarte bine, dar la domnul Vasile Danilă, când a intrat pe autoevaluare, eu chiar mă așteptam ca anumite aspecte care le-am tot discutat, mai nervoși, mai puțin nervoși, mai așezați, mai neașezați, mă așteptam să le prindă. Pentru că, dacă ne aducem aminte cu toții, la un moment dat, dânsul vreo 5-6 luni de zile nu prea a fost anul trecut. Este? Din motive terții. Medicale, probleme. Iar în perioada respectivă, ați, prin dispoziția, ați însărcinat pe doamna Niculina să ducă treburile. Da. Au fost destule fricțiuni vis-a-vis de modul de funcționare. Vă mai aduceți aminte, la începutul mandatului. De documente. Eu chiar personal am discutat cu domnul Vasile Daniel, eu n-am nimic cu el personal, mie chiar mi-e simpatic. Suntem la, evaluăm la aceeași categorie de greutate. Dar problema este că aici ne evaluăm standardul profesional, de care luăm bănuții. Da? Asta e problema. Eu am lucrat 30 de ani în hârtii. Eu îl înțeleg foarte bine pe omul ăsta. Ce volum de hârtii este la un UAP? Am cam început să văd și eu după 9 luni de zile. Și bineînțeles că vedeți și dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră știți și mai bine că aveți o experiență administrativă chiar un pic mai mare ca unii dintre noi. Da? Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vedem un pic și unde ceva nu funcționează. Unde rotița nu se învârte bine. Eu nu vin acum să fac niște critici, cum să spun eu, anormale sau subiective. Nu. Am trăit cu toții disfuncționalități în Consiliul Local din partea faptului că ședințele n-au fost anunțate la timp și s-a jucat alba neagră cu ele, bai de îndată, bai extraordinară, bai nu e ordinară, bai nu știu ce. Nu au fost pregătite ca lumea. Cât spune, păi eu sunt, da, eu sunt omul care vine în ședința de comisii. Păi eu vin în ședința de comisii ca surda în horă, eu cu 3 zile înainte trebuie să am și eu o documentație, să mă documentez. Am obligația personală să studiez o lege. Am obligația să vin cu o propunere, că lumea m-a ales. Da? Dacă eu nu știu ce se va discuta la ședința de comisie, la ședința ordinară, vin aici cu... De ce? Să ridic mâna, că așa vreți dumneavoastră? Păi nu. Dar o să vedeți că nu, chiar nu îl critic. Vreau să le discutăm omenește treburile. Pentru că intru un mandat de președinte a Consiliului Local să schimbăm toate regulile. Vom funcționa cum trebuie ca să ne privim în ochi, ca prieteni, să facem echipă. Că până acum văd că mai mult ne dăm la picioare. Asta e treaba. Și dacă eliminăm nimicurile astea, o să vedeți că trebuie merg bine. Da. Uite, eu chiar o apreciez pe doamna Tănase, că a făcut o treabă de secretariat excelentă. Pe octombrie, noiembrie, decembrie. Da?
Excelent a făcut-o. În sensul că femeia și-a dat interesul, am avut materiale la timp, ne-am documentat, mai discutăm și noi între noi consilierii să uniformizăm. Dacă nu putem pe toți, măcar pe grupuri de partide, pe alianțe, cum vrem noi, în funcție de cum gândim. Păi dacă nu avem documente la timp, fraților, nu o să facem treabă. Și pe urmă vine lumea și zice, bă, ce faceți acolo? Păi nu știm. Da? Ia plecați pe mierea ta acasă. Și au dreptate oamenii. Deci asta vroiam eu ca domnul Vasile Dănilă, care mi-e simpatic de altfel, cum sunteți și noastră, domn primar, nicio problemă, că am văzut că știți câți trandafiri are sigla PSD-ul. Deci vreau ca să ne armonizăm și în următoarea perioadă, când o să sărbătorim un an de la începutul mandatului, chiar să nu mai discutăm de problemele astea. Adică să... să ne fie bine, să ne fie rău, că nu trebuie să trăim bine, trebuie să trăim normal, domnilor. Asta e toată chestiunea. Deci, eu nu am reproșuri. Au fost disfuncționalități. Dacă acum încep să le scriu, să le dăm pe liniuță, nu cred eu că... Da. Adică chiar vrem ce vrem. Omul este într-o carieră profesională, cred că e la max, sunteți la maxim în salarizare? Noi suntem plătiți în funcție de numărul de lucruri corect. Corect. Deci are o... Da. E clar. Bun. Fiecare comun are grii la lui. Se plată pentru secretari. Deci asta este venită pe ordonanța nouă. Ținând cont de faptul că problemele astea le-am discutat și personal cu dânsul, le-am discutat și de alte ori cu toții, mai dur, mai puțin dur, ținând cont de profesie, de faptul că este juristul primăriei, avem nevoie de o susținere mai mare din punct de vedere de legalitate din partea domniei sale, da, de legalitate, că dânsul ne învață legile, el este cel specializat pe domeniul ăsta. Eu nu vreau acum să spun, domnule, nu-i bun, ce facem? Nu. Trebuie să gândim constructiv. Bine, acum este punctul meu de vedere. Colegii vor hotărâ. Eu mi-am însușit cam ce s-a întâmplat. Știu ce voi face în viitor, în mandatul meu. Și proagă-l că dacă vom lucra împreună în echipă primarul, viceprimarul, secretarul și cu președintele Consiliului Local, cred că o să schimbăm un pic treburile. Da. Dar nu există altă regulă decât schimbarea lor. Pentru că am fost nemulțumit total cum s-a procedat cu ședința trecută. Și îmi cer scuze chiar față de dânsul că am țipat la telefon la el. Deci el a vrut să îndeplinească un ordin al dumneavoastră, care fiind plecat și nu știu ce, nu știu cum, și-a dat seama că nu are timp să pregătească ședința și cu bugetul, că noi n-am avut în calcul decât o ședință extraordinară pe buget, ca să avem o viziune mai mare, dar acum a venit faxul de la administrația finanțelor și să cere până luni, și atunci trebuia reintrodus. El făcuse documentele, deci omul muncise, așa, dar nici nu-i putem juca cu ședințele alba-neagra, că aici el nu este vinovat, Danilă. Și vă acuz pe dumneavoastră că sunteți vinovat. Trebuia să stăți așa. Da, a venit și treaba asta foarte bine. Nu plecăm acasă până luni. Și facem și treaba asta în ordinea de zi a ședinței ordinare pe luna martie. Nu ne ducem în aprilie să discutăm... Dar s-a rezolvat. Deci s-a rezolvat, este ok, dar a trebuit să ne încordăm un pic mușchi și nervii. Și nu e normal. Da. Mulțumesc. Doamna viceprimar, eu voi fi scurtă în expunere. Știu ce înseamnă să fie evaluat de către alte persoane și mai ales că acel calificativ atârnă foarte greu în decursul carierei oricărei persoane. Propun ca domnul secretar să obțină calificativul foarte bine. Noi, chiar dacă au fost poate contre discuții și eu știu, neînțelegeri, toate lucrurile acestea nu pot să ducă decât la performanțe. Știți cum este? Din conflictul de idei se naște o idee și mai bună. Echipa primar, viceprimar, secretar nu cred că va... va avea de suferit și nu cred tot că... Tot este constructiv. Tocmai. Iar în ceea ce privește această echipă, nu cred că au fost lucruri care v-au nemulțumit la ceea ce presupune muncă efectivă pentru cetățeanul de pe raza Comunei Scorțeni. Și cred că nici de acum încolo. Tot interesul nostru, sau cel puțin când ne ducem o dată la 4 ani să batem la poarta omului să-i cerem votul,
ne responsabilizează cu atât mai mult. Și pentru funcție, dar pur și simplu pentru statutul de consilier local. Eu calificativul pe care consider că trebuie să-l primească domnul Danilo, l-am comunicat mai devreme. Dacă se ține cont de propunerea mea, e dumneavoastră o veți aprecia, dacă nu, na, fiecare va fi în măsură să aprecieze și să hotărască. Da. Următorul, doamna consilier Ceaușu. Da, doamna viceprimar, mi-a luat ideea din gură, ca să spun așa. Cu toate că au fost niște nefuncționalități la început, când am venit noi, așa, și domnul primar, de fiecare dată... Oricum vor mai fi. Exact. Trebuie să fim și pregătiți pentru așa ceva. Nu? Deci, de fiecare dată când vine o nouă conducere, un nou primar, noi consilierii, în orice instituții, nu numai la primării, sunt disfuncționalități, de idei, de concepții, de lucru, de... El mai ales că și-a lipsit atunci pe condiții de boală ce-o fi avut domnul. Important este tot așa, trebuie ținut cont de că este o foarte, foarte multă muncă. Am văzut și noi acum în ultimul timp, cel puțin și cu atâtea hârțoage, și România este, țara noastră este prim la hârțogăraie și la așa. Tot, avizul meu și este tot foarte bine și sperăm că o să fie înțelegeri din ce în ce mai multe. Și fără neînțelegeri, atât am avut de spus. Eu cred că domnul Ambăruș a fost mai în măsură să scrie primul acum. După domnul consilier Zanfirescu Mihăiță. Da, o întrebare scurtă, poate fi adresată și către dumneavoastră, domnul primar, și domnul secretar. În câteva cuvinte, de ce credeți că s-a ajuns la situația asta pentru evaluare, domnul secretar? Este prevăzută de lege. Așa cum a arătat și domnul consilier Zanfirescu, este prevăzut, am și menționat, de fapt, este prevăzut în legea 161, în legea 188, și cu atare trebuie să respectăm litera legii. Nu, deci nuanța care a avut o întrebare este alta. Legea 181, da. Vreau să facem când trebuie. Trebuia să nu avem rugozități de discuții, da. Nu trebuia să vină Eugen Zanfirescu să spună mereu, dar ce facem cu treaba asta? Pentru că erau niște disfuncționalități și am zis, ca să motivez un pic în a scoate căruța pe mal, am intervenit, deși eu să știți că ce am făcut nu-i corect. Ca răspuns cu ce pot să vă spun, o să-i corectăm foarte bine făcută și doamna Ceaușu, așa e la început, nici eu n-am știut. Învățăm din mers și sper să-ți mai repede. Aia, ok. Da. Altceva, domnul consilier? Nu, foarte bine. Legea o știam, vreau un răspuns la persoană, nu al legii. Da. Păi, domnul Danilă, noi am lucrat împreună mai mulți anișori și zic eu că știu prea bine felul și cum lucrează domnul Danilă. A fost o chestie independentă de voința dânsului, dragi colegi. Eu știu despre ce este vorba cu acea intervenție chirurgicală care a avut-o la Iași. Nu cred că nimeni n-ar fi bucuros de lucrul ăsta să stai, să fii spitalizat 3 luni, 5 luni, 6 luni, dar țin minte într-o ședință anterioară când s-au adus zilele de concediu medical, au fost vreo 78. Da? Dar vreau să zic că volumul de muncă al secretarului e masiv, e masiv. Și după cum spunea și în raport domnul primar, ați văzut cum a spus, că n-am avut nicio dispoziție atacată în contencios la prefectură. De-aia gândesc că nu fac afirmație gratuită și spun în felul următor că sunt de acord cu acel calificativ care de fapt și antevorbitul colegile, deci doamna viceprimar, doamna Narcesa, așa, calificativul foarte bun. Eu știu ce înseamnă munca de secretar și cât și chiar s-a implicat domnul secretar. Dacă așa a fost să fie imediat după alegeri, n-a vrut tot însul. Și termin cu această problemă și spun în felul următor, de acord cu calificativul de foarte bine propus de către domnul primar. Mulțumesc mult. Da. Și eu mă scrisesem la cuvânt.
Vreau să fac referire la, în primul rând, la documentația asta care noi, ca și consilieri, trebuie să o avem pusă la dispoziție cu un timp de, măcar nu 5 zile, măcar 3 zile, în schimb despre ce vorbim la ședință. Problema asta nu este numai în mandatul ăsta, am vorbit și în mandatul trecut, numai că atunci domnul primar de atunci ne cam urechea că de ce nu venim noi să citim documentația aici, să stăm aici, să ne documentăm pentru ședințe. Da, nu era corect. Așa scrie un domnul fost primar în lege? Da. Nu, domnul fost primar i-am atras atenția în ședințe și așa a spus că de ce nu veniți, dar chiar de aproape să ne ia de urechi. Nu mai e... Nu, deci asta a fost un punct foarte slab al domnului fost primar, să știți. După mine. Da. 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 În rest, domnul secretar Dănil a lucrat, eu zic că foarte bine. Domnul Amorăș. Sunt de acord cu... A, doar o întrebare. Da, văd aici un aeroport ăsta de acolo, în valoare nota 5. Ce înseamnă asta? Până în asta nu știu. Mă uitam nota 5 și dumneavoastră spuneți, toată lumea spune foarte bine și aici 5. Da. Da, haideți... Deci, o să supunem la vreodată aprobarea așa. Domnul... într-adevăr, domnul secretar, 6 luni de zile și-a făcut treaba foarte bine. După aia că a avut ghinionul să îmbolnăvească și, Doamne ferește, să nu se întâmple nimănui, a fost suplinit foarte bine de doamna Tănase, care chiar eu, la ora 7:30, am venit în primărie, așa să-mi ridic documentația, dumneavoastră ei lucra. Așa că, din punct de vedere moral, ar fi bine să împarte calificativul domnul secretar cu doamna Nicolini. Deci este foarte corect ce a spus. Da. Ori 2,5, 2,5, ori foarte și bine. Nu știu. Ei, e funcția de secretar. Asta din punct de vedere moral. E funcție. Deci, ca să știi acceptul nostru, adică, în general. Poate vinzi doamna, calificativul tot domnul de încredere, că eu ești. Da. Bineînțeles. Asta a spus așa, deci din punct de vedere moral, să nu uităm că a muncit. Și domnul Danilă, e bine, dacă e ceva, să ceară ajutorul doamna Nicolina, că se pot completa reciproc. Și cu o prăjiturică. Să puneți prea aprobarea acestui proiect. Calificativul foarte bine. Eu am uitat să spun foarte bine, dar nu cred că v-ați gândit la altceva. Cine este pentru acordarea calificativului foarte bine? Unanimitate. Deci... Și atunci citești hotărârea. Consiliul local acordă calificativul foarte bine secretarul comunei Scotie, domnului Danilă Vasile, pentru activitatea desfășurată în anul 2016. La articolul 2, raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, la fiind tocmai de primară comunei Scotie, raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit articolul 118 din hotărârea Guvernului numărul 611/2008. Articolul 3, secretarul comunei Scotie prezintă și comunică hotărârile instituțiilor persoanelor interesate. Da. Trecem la punctul 4 pe ordine de zi. Deci nu v-ați spus cum rămâne cu florile pentru Nicolina? Astea, domnule, și așa, doamna... Trebuie să vină cu o cutie de la Nicolina. La concluzia, dumneavoastră, trebuie să vină cu o cutie de la Nicolina. Să-mi iasem după aia. Trebuie să pregătim un buget și un aparat de luare a greciei de aici, doamna Nicolina, în perioada următoare, pentru până la final. Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în comuna Scorțeni pentru anul 2017 cu beneficiarii legii numărul 416 din 2001. Da. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în comuna Scorțeni pentru anul 2017 cu beneficiarii legii numărul 416 din 2001. Primarul Comunei Scoțeni, având în vedere articolul 29 alineatul 1 și 2, litera și alineatul 3 din legea numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată și actualizată, articolul 29 din HG numărul 50/2011 privind normele metodologice de aplicare a legii numărul 416/2001, expunerea de motive numărul 1618 din 22/3/2017 a primarului Comunei Scoțeni, raportul de specialitate numărul 1225 din 6/3/2017 al compartimentului de specialitate din aparatul primarului, în baza dispozițiilor articolul 36 alineatul 2 litera D și articolul 45 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată, propune aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în comuna Scoțeni
pentru anul 2017, cu beneficiar de legii numărul 416/2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2, prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus preaprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scoțești de sub Bacău din data din 31/3/2017. Și dacă vreți să citim, dacă nu vă dau citire la pe luni, adică ce acțiuni ar trebui întreprinse de către ajutorul social. Da. Dumneavoastră ați făcut? Nu, doamna l-a tocmit, eu am promis. Deci, este un document de mine, semnat, înregistrat la... Deci, intrăm în discuție. Da, discuții, referitoare, tot așa o să procedăm. Planul e ok. Sunt prinse activitățile, mi-au plăcut cum sunt puse și cum au repetabilitate. Adică se vede în dinamica lor că se urmărește, nu în sincope, da? Ceea ce propunem mai am eu aici la doamna, dacă dumneavoastră l-ați făcut, că totuși e un plan de activități. Da. Orice plan de activități, și Mircea știe foarte bine, așa, are responsabilități și termene, da? Chiar mai concret. Eu am văzut acolo că scrie luna, cu tare. Deci asta e o problemă. Cu responsabilități, că doamna, în treaba asta cu cei de la 416, sunt convins că are acolo numiți oameni care răspund de sectoare. Și să fie ajutată doamna de cei care mai au un pic de mână, ca la acest plan pe termene, da, și responsabilități, să avem o schiță. Știți de ce? Rămâne și pe viitor și numai se reactualizează. Da, am avut. Așa avea, dumneavoastră, care a fost aici când a venit doamna, da, ați discutat problema. Dar să-i spune, doamnă, uitați, mai aveți pentru documentare, că doamna a venit acum în administrație, da? Noastră tot ce trei rânduri de pingele la Șoșoani pe uliță, de administrație. Le știți, da? Doamnă, v-am da, ați vrut acum să fac un plan mediu-opru, că nu ați vrut să-i spuneți. Cam asta înțeleg eu. No. De ce n-ați nu dat informații? Ba da, da. Pentru că e muncă și e o deja. Vă dați seama că, indiferent ce persoană, n-ai cum să treci persoana pe care o desemnezi. Nu poți să trec aici Popescu Ion. Deci aveți pe cele trei sate un responsabil. Da, dar responsabilul ăla nu răspunde. Poți să nu răspunde, dar e cu numele. Păi răspunde. Ăla e doar cu numele, nu poți să deci aici. Deci toți cei care beneficiază de acest ajutor special au niște responsabilități care stabilim noi. Da? Răspunde și face și treaba, da? Poate că la un sector care îl dă dumneavoastră, având în vedere și celelalte aspecte de control asupra celorlalți, poate el o să aibă mai puțin. Dar în fața dumneavoastră răspunde. Da, dar nu. Și dumneavoastră îi spuneți, ia bani sau nu ia bani. Acest plan de acțiune este efectiv, uitați în josul paginii, scrie, întocmit de și semnat viceprimar. Viceprimarul e cel care răspunde. A, că trimite-o pe Gigel să stea cu 5-6-7... De ce nu vrem să intrăm mai în detaliu? Da, dar nu putem să responsabilizăm oamenii. Asta de aici, în planul acesta, nu apare decât numele vicelui primar, atât. Și semnați în dumneavoastră. Dar am semnat. Da? Da. Aici. L-am dogmit. Și primarul l-a aprobă sus. Da, dar de dat, din data de cât? Iată, n-am văzut ce semnătura primarului. Vă spun el, este registrat. Este registrat, dar aprobarea primarului pe el, nu l-am văzut. Probabil că da. Dar este, vă spun, cu număr de registrare din cât? Din 6-a 3-a. Din 6-a 3-a. Domn primar, stiți aprob pe el. Aprob, pune ștampila. Sub ce număr? Este un document de interior, este un document. Pe baza căreia îți desfășoară o activitate și pe baza căreia oamenii ăștia iau bani. Uitați! Ce număr de registrare? 1225. Restul e ok. Dar bine că, ce vreau să vă spun, acest proiect se dezvoltă și după necesități. Noi l-am prins în ansamblu. Dacă intervin și alte lucrări, noi le dezvoltăm și cu parcurs. Deci ca și putem... Eu adaug la planul de sectorul. Da. O schema a sectorilor. Da, da. Deci, da. Activitățile sunt atunci. Dar poate, dumneavoastră, constatați în decursul următoarei perioade, domnule, ar mai trebui modificat. S-ar mai putea face cu cei de la 416 următoarea activitate. Exact ce spune doamna. Acum am spus în ședința din luna iulie eu. Când am discutat și ați venit dumneavoastră să ne-ați prezentat numărul cât sunt la intrarea în mandat a celor de la 416, și am spus de atunci că noi, consilierii care am fost aleși în Consiliul Local, ar trebui
ca împreună cu domnul primar și cu domnul secretar și cu domnul viceprimar să ne responsabilizăm un pic atribuțiunile rezultate din 215, împărțim comuna pe sectoare vis-a-vis de arondarea noastră cu domiciliu. N-am făcut-o. Și atunci, intervii pe zona ta, cum spunea doamna, cu o chestiune. După schemă, ca ești din Consiliul Local și o cunoști, știi și cu cine conlucrezi pe sectorul ăla, de la cei două, de la 14. Zic, pentru a gestiona mai bine și a verifica oamenii la ajutorul social, s-a ajuns la soluția ca doamna vicii monitorizează, îi pune semnale. Eu sunt convins că este cea care cunoaște mai bine situația. Da. Că s-a implicat direct în atribuțiunea de serviciu prin dispoziția care ați dat. Corect. Dar dacă noi vrem să o ajutăm și pe dumneavoastră la fel, ar trebui și noi să avem pe zonele noastre, dacă avem un document în care ne responsabilizăm, fiecare zonă. Mihai, să tu răspunzi de zona cutare. Îi reprezentăm și locuitorilor comune. Doamne, eu sunt cutare. Nu răspund din Urica cutare, cutare, cutare. Toate problemele le centralizăm pe consiliere. Așa vin la dumneavoastră 200 de păzi, domn. La ședința următoare, vă rog frumos ca să facem o sectorizare, consemnați dumneavoastră, doamna vici împreună lucrați, să facem o sectorizare pe căsune, pe sate, pe zone și în funcție de... Exact. De fiecare, o să vedeți că vă ajută tot. De aromare în toți aici, toți. Și știți ce o să mai trecem acolo? Inclusiv care sunt persoanele din zona respectivă. Da, asta. Cele care beneficiază de așa. Așa și cine răspunde din sectorul exact. Respectiv. În sectorul respectiv sunt 5 persoane sau persoane desemnate din cadrul familiei. Da. Domnul primar, noi am stat foarte bine cum o așezăm cu toții la discuții. Da. Dar noi avem o boală. Vorbim mult și facem puțin. Corect. Da, referitor la acest proiect, foarte bun, nu am treabă, doar o mică tangență de ceea ce spun eu cu acest proiect, pentru că spune acolo vopsirea stațiilor din comunele, stațiilor de autobuz. La Grigoriana ar trebui să existe și o stație ca noi, pentru că dacă intri acolo, faci o tipe. Deci curentul dintr-o parte în alta, sunt rupt de alea pe acolo. Domnul primar a trecut de pe acolo. Tot oamenii și Gârgoriș care anul trecut am schimbat deasupra împreună cu atunci era domnul, era viceprimar. Am schimbat, dar acum trecem să o rup pe margine. Cine nu știe ce valoți aveam la buget, intervenim. Da, aici doar tangențial. Că... Da. Atunci vă rog frumos cu subiectul ăsta. Atunci din cetățeni, doamnă Viți, nu ar de cum a avut o inițiativă și a făcut, nu știu, niște vestii, ceva, vă sunt la alte comuni, da? Aveți? Da, domnul Jorge. Sau pentru cei care doar sunt primiți pe stradă, da. Da. Nu știu, noi am văzut cum plecați, dar am zis așa că fapt divers, că a fost la comuni un listic. Mai e o boală a românului. Dacă a primit, eu am făcut referat anul trecut să se achiziționeze mănuși de protecție. Mănuși. Știți ce au înțeles oamenii? Că sunt mănușile care trebuie să le primească și le-au luat acasă. M-ați înțeles? Adică cultura asta de a primi dipomană e groaznică. Așa că acele vreste care nu s-o să... Mai sunt discuții referitoare? Domnul Păsirea. Așa, vreau să fac o remarcă și totodată să purtăm o discuție pe... Spune așa, plan de acțiune, lucrări de interes local Comuna Scorțeni, județul Bacău pe anul 2017 cu beneficiarii legii 416. Faimte cu 8. Tăierea, curățarea și îndepărtarea materialului lemnos pentru vizibilitatea și funcționarea în bune condiții a energiei electrice. Aici, eu zic așa, nu pot cei de la 416 să facă. Aici se fac defișări. Ba da. Stai așa un pic. Chiar am făcut. Da, 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 da. Un pic. E bine, cumva. Dar așa ceva, activitatea se numește defrișarea rețelei electrice care se face de către EON România. Că o să ajute și cei de la 416, așa este. Așa este. Dacă acolo. Vedeți, vă zic, vă dau și răspunsul. Așa, da. În anii anteriori, și o să luăm, cred că este modelul calculator, doamna Vici, am făcut adresă la EON, la comunitate. Înainte de a vegeta din comună, pe toată rețeaua electrică și a făcut defrișare. Și să facem revenim cu adresă, când îi trimit ei echipaje și cum spune bine domnul Vrăț, noi ajutăm la lucrarea trebuie defrișat și unde nu. Da.
și distanțele față de linie. Numai că se oprește curentul într-o anumită perioadă, că nici ei nu intervin după ce... Pentru că, vreau să spun un lucru, domnul președinte știe, în satul Grigoreni erau foarte multe probleme cu căderile pensiunii. Era aproape, hai să nu zic zilnic, dar în fiecare săptămână de 2-3 ori. Faptul că lucrez acolo știu foarte bine. Ei, de când au făcut eficiență la EOR, îți este dor de o cădere de tensiuni sau de fluctuații. Da. Deci au cam dispărut. Bun, acum, domnul primar, dumneavoastră ați fost viceprimar, noi am mai discutat. Adunatul gunoaielor pe malul Păraielor și râului Tazlău. Ei, aici e ușor de zis, bă, mergem, strângem gunoaiele. Dumneavoastră ați avut o inițiativă cu faptul că o săptămână, în vacanța de primăvară la școală, există o acțiune, da, școală altfel ceva. Aproape fiecare copil. Așa, ei, am vrut noi, dar am presa că vreo câțiva nu s-a făcut din cauza ploilor. Da. Bun. Inițiativa este bună. Dar era bun cumva de lua legătura și cu cei de la Apele Române, fiindcă, deci ceea ce am văzut eu, curățăm malul pârâului, dar în schimb, Alvia este plină de bidoane, de peturi. Nu noi este pot. Deci nu putem lua numai de pe mal și din apă nimic să lăsăm podul ăla. Când Daniel nu nou la câte mapele române, adică ar fi bine că chiar vreau să... Pentru că Alvia este al lor. Tot am noastră? Așa. Am avut control. Și vreau să vă spun. Doamna Vici, o să fac un referat. Sau poate ați făcut cu saci, nu? Cu saci. Da. O să luăm și mănuși. Și într-o zi, când suntem dispuși cu toți și cu toți, după ce ne facem un plin de trebări de primăvară și la primării, băieți la paște și aici, pizoare, cum spune, cum a spus foarte bine domnul Gelu, din capul satului, o echipă acolo, eu aici, doamna Vici la Grigoreni, domnul consilier cu tare la pizona, și mergem pe pârâu din la Monte Naval, adunăm tot ce se poate aduna, centralizăm într-o anumită zonă și după aia când vine mașina de gunoi... Și aici mai trebuie anunțați oamenii, că sunt oameni care dau ei în grădină, ei la ei, deci știu sigur eu. O să facem pavajare prin... Spus la cei care stau pe malul apei, pe marginea apei, că sunt atâția și la Scorțeni și la Florești, trebuie anunțat și spus, domne, nu ai voie să arunci în apă, gunoi, peturi, da. Te atenționezi o dată de două ori și a treia oară... Este foarte greu de gestionat pe Albia Rului Tazlău, pentru că acolo veni de la Balcani. Dificitor și s-a luat la noi și la vânzări. Am avut sesizare de la organizații neguvernamentale care monitorizează calitatea apei și aerului, în care ni se atrăgea atenția că în amonte de râul, de podul de aici, de la Florești, ar fi depozit de gunoaie, bineînțeles, cu poze făcute, da. Și eram pasibil. Am motivat. Păi acele bidoane, în momentul în care au trecut domnii, puteau să fie cât un munte. Venea peste două ore un torent, dispăreau. Și mai e o problemă. Toată să... La mine nu-i doar o dată. Și ieri, cei care au avut de efectuat ore, și ieri am fost trimiși cu saci și permanent strâng de pe traseu. Și la Grigoreni și peste două. Acum știți cum este. Cum mai este și nesimțit pe deasupra. Eu ce-am spus acum? Da. Dar adică, apropo de chestia asta, la fasolărie, numai puțin, domnul Gelu, vă rog frumos, la fasolărie, zicem, în tabără acolo, unde a fost fosta groapă de gunoi, s-au făcut mormane acolo, domnule primar, cine aduce acolo și bachea? Este o mașină. Deci, vedeți despre ce, nu mai uitați voi, pentru că zicem de bidoane, zicem de bidoanele de pe Albea Râului. Nu, păi da, vedeți și verificați acolo despre ce este vorba. Ce a zis domnul Mircea este... Pentru că nu se poate, deci iar revenim, o să vină carta de Mircea. Am zis primar, noi trebuie, dumneavoastră, printr-un aparat de control, de așa și printr-un aparat care trebuie să aveți, privind fluxul informațiilor, să mai luați vă măsură, domnule, împotriva unora care, de fapt, strică treburile astea. Dar păi nu luăm nicio măsură. Sau tăiat pădurile într-un hal fără de hal, nu avem nicio măsură. La niciun dosar, niciunul. Amendat, nu. Băgăm gunoiul pe stânga. Haideți să luăm și vreo măsură împotriva la 1, 2, care așa, și să vedeți că se corectează treburile.
Pentru că omul știți cum e. Îi dai un mic așa, stânga dreapta, să vedeți pe urmă cum merge frumușel pe drum. Da, cum? Da, și unde duci? Chestia cu bătoaia de la știți că sunt duși la avertizarea mea, la avertizarea interzis aruncat cu bătoaia. Amendă de la, da, legea putare. Ai prins acolo? Ai aflat că a fost acolo și ai un martor? Ei tras o amenduță, deci mănâncă mielul dând banii la amendă. Da, atunci haideți că avem ședința este în urmă. Haideți să supunem la vot. Da, supunem la vot acest punctul 4, pe ordine de zi, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Cred că nu avem, în unanimitate a fost aprobat. Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea de hotărâri de către ADIS Bacău, către SECE Compania Rom Preservice SA București, a prestării serviciului la tarif unic de 317,73 lei pe tonă, fără TVA, atât pentru deșeurile din mediul rural, cât și pentru deșeurile din mediul urban, pe durata perioadei de tranziție. Să vă explic eu, primar, să vă explic despre ce este vorba, că este o chestie simplă. Cred că este în proiect de hotărâre ceva greșit. O să... Nu, este o chestie simplă ce vreau să vă spun pe ADIS. Și așa noi suntem din mediul rural cu 317 lei tona, urbanul plătea jumate. Acum, prin această hotărâre, echilibrează pentru ca să nu intre compania în incapacitate de plată sau să nu funcționeze sistemul cu rombreț. Și atunci se echilibrează tot 317 lei cât avem noi pe rural, se duce și către urban. Deci doar atât, ca să o chestie financiară, ca să funcționeze serviciul. Înainte de ședință, aveam noi, da, Ovidiu. Pune tu, că acolo e o neclaritate. Da, n-am prezit de hotărârea undeva. Acolo, dacă poate, cred că al Vasile Danila asta să murească în două vorbe. Ceva, spune așa, primarul Comunistul Județul Bacău, având în vedere adresa numărul 598 din 13-3-2017 din Bacău și înregistrat la OAT Comuna Scorțes sub numărul D, cu privire la rezilierea contractului de salubrizare cu compania Rom Press Service S.A. Este o greșeală tehnoredactare, mi-asum toată responsabilitatea, având în vedere că este știți de ce? Noi, proiectele astea de hotărâre, care le avem, ele vin tabu de la ADIS. Și noi, ca atare, le luăm și le punem în practică. Acum este și greșeala mea, că n-am dat citirică. Da, o să fac o modificare, notez aici, la proiectul de hotărâre. Atunci, da, domnul primar, să aveți în vedere, că citeam în deșteptarea, că domnul de la Rom Prest încearcă și reziliază contractul cu ADIS Bacău. Și dacă dumneavoastră acum noi aprobăm aici suma, deci vor veni cetățeni să plătească și se face reziliere de contract începând cu data de 0107, nu știu, țineți aproape cu treaba asta, mergeți la domnul Setu, discutați problema și aveți grijă. Am fost la domnul Seto cu domnul secretar, suntem dintre primele comunii care suntem la zero cu datorii, noi nu suntem... N-am avut niciodată noi datorii, dar vin cu rugămintea să vedeți, din pas în pas, să știți că dacă se întâmplă treaba și rezilează contractul, o să vă vină oamenii aici, vor avea munți de gunoaie, n-are cine să ridice și atunci țineți aproape pe cu DDS-ul. Și știți foarte bine pe dumneavoastră, era stimată în acea perioadă, pe contractul care îl are Romprestul cu ADIS-ul, își asumă în momentul în care ADIS-ul, în momentul în care Romprestul rezilează contractul, asigură cu altă firmă de salubritate preluată în perioada de tranziție a gunoiului. Exact ce spune domnul Mircea. Până da. Când ne asigură aia să facă mulți de gunoaie. Sigur că ajută. Ce... Nu, dar vreau să-i fac aproape. Asigură din că sobă abia așteaptă. Sobă nu se bagă care și sobă. Nu, trebuie să țineți aproape cu treaba asta. Da, da, da. Cu altă firmă, în care se întâmplă să... Da. Da, dar... Legile de funcționare ale instanției... Știu, dar e... Sunt legile lui Murphy. Adică ce pot rezolva... Dăm bani, dar lasă pe mâine. Când voi mine e s-a uitat. Da, da. 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 Atunci dacă nu sunt discuții pe... Dacă mai sunt discuții referitoare la acest punct pe ordinea de zi, dacă nu se pune spre aprobare acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri. Și acum trecem la punctul cel mai important. Punctul cel mai important. Toate sunt important. Și greu, cred că nu toate sunt importante, dar având în vedere că bugetul este... Da, pentru că noi vorbiți chiar de o ședință extraordinară, numai pe punctul de buget. Da, da. Și deci, pentru că s-a primit ordine, a trebuit să... Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Inițiator, domnul primar. Eu am și dat cuvântul doamnei contabile și prejunții dânsa, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. Raport de specialitate. Având în vedere legea 6 pe 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, legea numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, prevederile ordinului comun al ministrului administrației și intrării și BFTM 244 pe 2651 pe 2010, gradul de realizare privind veniturile proprii programate, adresele număr 1236 și 1237 din 7-a 3-a 2017 și 1545 din 17-a 3-a 2017 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 4929 din 27-a 3-a 2017 de la Consiliul Județean Bacău. Propun elaborarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în sumă de 3.142.000 lei la partea de venituri și 3.275.000 lei la partea de cheltuieli. Acum, ca să vă explic cum au venit banii în detaliu. Deci, cote defalcate, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 629.000, sume defalcate din TVA, 1948.000 lei, subvenții pentru încălzirea locuinței, 2.000 lei, venituri proprii de încasat de la bugetul local, 500.000, alte transferuri voluntare, 63.000. Deci s-a primit de la finanțe suma de sume din TVA privind finanțarea cheltuielilor descentralizate 1350, iar sume din TVA pentru echilibrare 493.000, în total 1843.000 lei. De la Consiliul Județean s-a primit sume din cote și sume din TVA 100.000, iar sume pentru finanțarea drumurilor 52.000, în total 152.000. Sumele repartizate, cum au venit pentru cheltuielile descentralizate la nivelul comunelor, deci în total 1350.000 lei. Pentru salarii învățământ s-a primit 821.000, pentru cheltuieli prevăzute, deci bunuri și servicii la învățământ, 89.000, sume pentru aplicarea prevederii legii numărul 85, aici este vorba de niște hotărâși judecătorești, 20.000, drepturile asistenților personal și a indemnizaților, 375.000, ajutorul de încălzire pentru cei beneficiari la 416, 29.000, stimulentele, adică tichetele sociale care se dau la grădinițe, 10.000 și CESU, adică sunt doi copii cu cerințe speciale, integrați într-un învățământ special, 6.000. Acum, dacă vreți, da, am văzut că ați adus și tăblița asta, să vă explic cum au venit veniturile și cum împărțim pe cheltuieli, dacă dumneavoastră, da. E ok, mi-am mai discutat și la ședința comisiei. Hai să facem o chestiune din asta mai sintetică, așa, care să ne... că dacă intrăm foarte tare în detalii, pentru că asta este important. Pentru că noi am citit materialul și fiecare și-a notat o întrebare. Da. Bun. În asta trebuie să... așa să spunem. Dom'le, la data de am primit bugetul, ăsta este bugetul, secțiunea 1, susținere, secțiunea 2, dezvoltare, total atât, estimare până la final de an. Acum răspund. Dumneavoastră, ne-ați prezentat partea cea mai constantă de susținere a OAT-ului și o să-l rog pe domnul primar
este viziunea lui, că programul dânsul a câștigat. Alegerile să ne prezinte partea a doua, investiții. Corect. Vă prezint funcționarea mai întâi, ca să... Deci venitul de... E bine, domnul primar? Perfect. Deci vă spun așa, cotele 04... 2. Deci avem 629. Aici, deci, sunt 1000 lei. Ca să nu mai specific mereu să... Duceți-l mai în față. Duceți-l mai în față. Chiar nu, dar ca să ridic cât mai sus ăsta. Ajută-mă un pic să ridic. Îmi puteți permite să vă precizez ceva? Referitor la propunere. Am văzut aici amenajări totale între școală și grădiniță. Ajungem acolo, secțiunea 2. Doar fiecare ceva. Secțiunea 2 este propunerea domnului primar, un pic să discutăm pe funcționare și după aceea... Deci discutăm pe funcționare, spune fiecare capitol, da? Și atunci fiecare cred că are o întrebare și o spune pe loc atunci. Da. Doamna răspunde sau domnul primar. Corect. Deci aici pe... După aceea, sumii din TVA 11.02 avem 1948. Subvenții la 42.02. Aici este vorba doar de 2000, mai specificat, sunt banii de la JPIS pe care o să-i primim, sunt cererile celor care au depus pentru încălzirea locuinței. În afară de cei la 416. Venituri proprii avem 500 de mii, iar transferuri la 37, avem 63 de mii. Transferurile astea se reflectă banii de la UNICEF, care noi o să-i primim din 3 în 3 luni pe parcursul anului pentru cele două salariate. Deci banii ăștia 63 de mii se duce pe alt cont de cheltuială tot 63 de mii. Nu e nicio modificare. Deci avem un total de 3.142 venituri. Bun. După aceea, dacă vreți să vă mai pe cheltuieli de personal, să vă spun pe conturi... Păi uite, asta aici este foarte bine că a spus problema, că ați văzut că deja am început să se solicite explicații. Și atunci reluăm un pic și fiecare își pune problemuța care și-a notat-o sau nelămurirea și dumneavoastră sau domnul primar, după aceea vă puntez aici pe total cheltuielile personal, dar vă dau detaliat pe conturi. La salarii administrației avem un total de 738 de mii. Deci aici sunt salariații? Din administrație. Administrație. La bunuri și servicii, tot la administrație, au mai fost niște modificări. Scuzați. Acum vă spun. 260.860. Unde intră? Furnituri de birou, materiale de curățenie, tot consumabil. Telefon, internet, consumabile, materiale cu caracter funcțional. Unde intră? Cotizația ADIS, ADIP, tonere, vitanjări, anunțuri, concurs, asistență informatică, programele de contabilitate. Mai departe, la transferul persoanelor instituționalizate avem 3 persoane care stau în centre, avem 3.000 de lei pe lună. Dumneavoastră m-ați întrebat cele 3 persoane care la ședința pe comisie. Este vorba de în centru la Târgu Ocna, Lupunela, la Ungureni, Pavel Virgil, iar la Comănești, Nedel cu Maria Marinela. Deci sunt cele 3 persoane. Noi în fiecare lună la Consiliul Județean plătim 3.000 de lei. Ori 12 luni vine un total de 36.000. Salariul la bibliotecă, 45.000 pe an. La delegații bibliotecă, 200 de lei. La asistenți personal, ați văzut prin adresa finanțelor, s-a primit 375 de mii. Sunt cereri de la persoane care vor angajare pe salarii. Am estimat la o persoană salarul maxim 1800 de lei, adică atât poate să ia pentru că au și ei o gradație vechime, maxim 1800 plus 22,5 contribuții la angajator, vine un 2200 de persoană pe lună. Estimăm că o să facă angajările cu 1 mai, deci pe trimestrul 2 ar fi doar o lună de plată,
am prins 28.000 la 12 persoane. Am estimat un pic mai mult pentru că nu știm ce cere o marjă. Să avem o marjă. Sunt 7. Acum nu știm cât o să mai vină cu cereri pentru angajare. S-ar încadra mai mulți. Pe trimestru 3, 84.000. Pe 4, 84.000. În total, 196.000. Au rămas la indemnizații persoane cu handicap. 18 persoane. Am estimat un pic mai mult pentru că s-ar putea să mai intre cu certificat de grad sau s-ar putea să moară, nu știm. Deci, pe primul, 90.000. Pe al doilea, 103.000. Cu toate că e un pic mai mult, o trebuie să cedăm la sumele din TVA pentru salariile la învățământ, că aici avem o repartizare pe trimestre care trebuie să o respectăm. Pe al treilea 47.000, iar pe al patrulea 64.000. În total 304.000. 304.000 la indemnizații, cu 196 la salarii face 500.000. Am primit 375, diferența este din bugetul local de 125.000. Noi o să mai primim o parte spre sfârșitul anului, ați văzut și anul trecut, deci 90% subvenționează bugetul de stat, 10% bugetul local, buget propriu. La ajutorul de încălzire, cei 2.000 subvențiile care le așteptăm de la AJBIS săptămâna viitoare, probabil. 2.000, ei intră pe un cont de venitul, duce pe cheltuială ajutorul de încălzire în sat, iar la ajutorul de încălzire, la ajutor social, s-a primit sume din TVA de la finanțe, 29.000. Da. După aprobarea bugetului, cum am timp, vă dați seama, programare în trezorerie și să le aducem banii pe 5 luni la cei cu ajutor social. Păi, erau aici și... Știu, dar nu pot, până la aprobarea bugetului nu pot să... Este, cum să zic eu, oamenii, deci chestiunile astea nu vor dispare niciodată. Pentru că aici chiar nu a deprins și acum vor să vadă mai mulți că avem onoarea să se iei televiziunea. Deci atât timp cât s-a întârziat cu bugetul de stat și am ajuns la 1 aprilie și lumea trebuie să fie răbdătoare că banii, conform legii, îi vor lua. Nu poate să-i scoată Anton din buzunar sau Nedelcu din buzunar. Sau eventual, cum se sunt la alte primării care aprobă în decembrie, deci Consiliul Local aprobă pentru ajutorul social suma cât au de luat pe 5 luni, iar noi primăria să primim la următorul buget al anului. Aici depinde de dumneavoastră. Dacă în decembrie să punem bani de la noi, dacă să le bani. Dăm pe 5 luni ca să nu mai aștepte atâtea... E discutabil. Discutabil. Salarii la UNICEF, care v-am spus la transferuri, 63.000. La iluminat public avem un total de 143.000. Aici intră curent electric, reparații la instalații și tot ce au fost montat și demontat ornamentele care au fost puse de sărbători. La salubritate, factura noastră la salubritate către adis din 9.818 lei, deci 3.87 per persoană, suntem 2.537 de persoane declarate la adis, 9.818 este adresa de la adis prin care avem de plată lunar, iar gunoiul de la primărie ca instituție este factura de 132 de lei. Deci ne încadrăm mai bine în 10.000 lunar. Ori 12 luni, 120.000. Avem declarat... Nu am acolo criteriul ăla cu 2.500 de oameni, da? 2.537. Deci ar trebui să ne explici mai bine. Deci, inițial, domnul primar vă poate explica. În funcție de recensământul din 2000. Păi da, dar în ce înseamnă noi figurăm cu 2.500 de persoane? Erau 3.030 încă. Am fost 3.030, după recensământ 2.800, dar și ea în capul și persoane care sunt plecate din locația. Corect. Urmă ce înțeles. Așa s-a făcut o reacție. Interesul nostru aici este plătim supraevaluat. Nu. Pentru că am luat legătura și cu domnul Sertu, am spus real pe adresă tot ce le-am dat, ăștia sunt, ăștia avem. Să nu plătim în plus. Noi suntem 2.500 și poate pentru 3.000 nu am furat căciul ăsta. Pentru că avem oameni de plecat. Și după care l-am trimis pe domnul primar, nu o dată de mai mult. Băi, știți cum 3.100 de oameni. Adrese făcute, tot, și s-a revenit la numărul de 2.500. E prima dată, așa au venit. Și aveam de dat câte 71.000 să nu știu. Dar zic că s-a rezolvat problema. Asta nu am mai venit.
Și aici intră și declarația la mediu, care este obligatorie și v-am spus, declarația deja este făcută la mediu, 30.100, care trebuie să virăm banii, la per tonă de deșeu. Iar la drumuri avem suma de 100.000 în total. Deci cei 52.000 primiți de la Consiliul Județean pe trimestre, da, au venit și au mai suplimentat din bugetul local. Acum ca să vă spun cum vin aici din... Puneți-le un pic pe trimestre, întâi cum aici la drumuri, care știți că este o problemă care este în tuturor. Deci pe primul avem 20.000 care am discutat că am plătit de zăpezirea. Pe dar n-ați plătit-o toată, ați zis. Nu, mai avem 9.100 diferența în trimestru 2. După aceea avem un pe al doilea, total, 44.000 pe 2, pe 3, 20.000, iar pe 4, 60.000. 16.000. În total 100.000. Exact cum... Foarte bine. La partea de cheltuieli avem așa, de personal, total, deci total cu tot cu salarii la învățământ plus 10, 1.883.000 de lei. La bunuri și servicii, aici, să știți, deci discutam cu domnul primar cu demolarea la școala veche, dar o să ajung restitrinsă pe bunuri și servicii, nu pe lista de investiții. Deci a venit o modificare, pentru că o să fie lucrări de demolare, nu este nicio investiție. 784,16. Vă explic și cu virgula asta de unde vine. Transferul către instituții, 36.000, este vorba de persoanele care sunt centre. Asistență socială, avem 351.000. Deci aici intră salarii asistenți, indemnizații, chete sociale și ajutorul de încălzire. Cele două. Și recuperări din anii precedenți, avem cu minus, pentru că banii sunt în cont, minus 12.000,16. Vă explic de unde vin și banii ăștia. Un total de 3.275. Recuperări din anul precedent am primit pe Xerox-ul, care l-am returnat la EMAC, nu era conform, 9.300 și alte recuperări din anii precedenți. Concedii medicale, ce-au mai fost de recuperat, avem un 12.000. Ei, banii ăștia, 12.000, am discutat, mai suplimentăm cu 2.000, ca să achiziționăm Xerox-ul de la ComService, avem o ofertă cu 14.000, cum s-a dorit. A3, color... Da. Deci, pentru cei care nu știți, dintre colegi, la ședința de la comisie, ne-am discutat cu Xerox-ul, că a venit defect, l-au retornat, avem nevoie urgent de Xerox-ul ăsta și vă rog să fim de acord pe loc, cu această sumă, să iau un Xerox performant, să terminăm odată cu acel contract cu nu știu care Royal SRL București. Unii plătim la foaie. Și dacă vă spun domnul... Dați pe aici pe mic, domn primar, pe el aveți acordul nostru. A luat unul profesional. Dar nu mai avem treabă cu... Așa v-am spus de la bun început. Nu cu 3-4 mii nu se găsea serios cum se discută. Dar au fost 9 mii, că au cerut ei. Nu, stați un pic. Stați eu ceva luați-vă, că e nevoie, se lucrează pe, pe oferta care a fost pusă, inclusiv cu poză, cu caracteristici, cu tot, ne încadram în cei 9 mii de lei. Problema a fost când la livrare, când s-a desfăcut, nu corespundea cu ceea ce era la prezentat. Pe 5 ianuarie am primit banii înapoi. Deci de la chestiunea care răspunde doamna Vici până acum au trecut vreo 5 luni aproape. Sigur. Păi noi 5 luni de zile, dragii mei, am plătit la foaie. De ce n-ați returnat imediat la o ședință în Consiliu când ați primit de la oameni buni? Uitați că dați-mă înapoi, vă mai dăm niște bani și l-ați luat. Și pe 31-12, noi aveam deja Xerox. Dar n-aveam bani înapoi de la EMAC. Pe 5 ianuarie am primit bani. Bun, doamne, 31 ianuarie. Dar au trecut încă două luni. Dar nu trebuie. Nu avem bugetul și nu trebuie fără lista de investiții, trezoreria și finanțele. Nu putem să facem achiziție.
Deci asta ne ținut bugetul pe loc. Asta se explicați. Că primăria nu are un sac de bani și scoatem când vrem. Da? Deci fără listă de investiții și fără buget, nu am avut voie să achiziționăm. Deci tot ce s-a plătit pe primul trimestru până acum la aprobarea bugetului este doar secțiunii de funcționare. Pe dezvoltare nu s-a dat voie la nimic. Dar așa este. Până la aprobarea bugetului nu este voie. Am văzut că ați avut un excedent de anul trecut. De da, excedentul vi-l spun acum. Deci, excedentul, excedentul de anul trecut noi putem să rezolvăm treaba. 3.100. Deci asta era o prioritate și din excedentul de anul trecut problema putea fi rezolvată. Deci, diferența între venituri și cheltuieli este suma de 130.000. Este excedentul. Trebuie rezolvată problema asta. Nu, dar e bine să luăm ceva acum, că noi suntem o primărie prea săracă, să luăm ceva ieftin. Exact. Dar nu aveam listă de investiții. Da, nu aveam și mână de voie. Corect, ce a spus e legal, dar din disponibilul de anul trecut, noi trebuie rezolvată problema asta. Că plătim la foaie primar. Asta înseamnă viziune. Da. Acum la partea de cheltuieli, deci din venituri și cheltuieli, banii care au rămas de pe secțiunea de funcționare, a rămas 100.000. 100.000. Și cu 133.000 excedentul, 233.000 este dezvoltarea, lista de investiții care vă prezintă domnul primar. Da, numai puțin v-aș ruga da. Să prezinte domnul primar toate lista de investiții și după aia să vorbim noi. Că așa se spune ceva, vorbim, spune ceva, vorbim. Cine înscrie la cuvânt, bănuiesc că toată lumea o să aibă ceva de zis. Pus o întrebare și fiecare la, are o întrebare. La primul punct de investiții este Xerox-ul. E 14.000. La punctul 2, reabilitarea la Grigoren, trebuie un puț de apă cu aducțiune de apă pentru cămin. Am pus 15.000. Da, șagentul termin, 15.000. Întocmire documentației amenajament pastoral, știți despre ce este vorba, am pus 22.000, că suntem obligați cu islațiunile să facem, dacă guvernul României benevoiește să subvenționeze în cursul anului, banii l-au rectificat de buget, care primim, îi băgăm în buget. La 4. Achiziționare și montare stației de furare la acele fose cu care avem am luat și sancțiune ca primării de 350 de milioane, ne judecăm cu apele române la Moinești la tribunal și suntem obligați să montăm o stație de epurare a apelor uzate ca să încheiem odată cu această problemă veche de 30 și ceva de ani. Inițial am vrut să pun 100.000, dar vinând bani mai puțini, am zis că în 80.000 ne descurcăm. Dar dacă Doamne ferește să depășești cu 10.000, cu 15.000, la următoarea rectificare din buget, o să echilibrăm banii, o să mai fac încasări, o să mai avem de primit și acea sumă care o să vină de la firmă. Bun. După aia, modernizare drumuri de interes local, un 8.000. De ce? Avem acele proiecte depuse la PNDL și dacă am nevoie de avizii, de documente, ceva care mi se cere pe parcurs când se face achiziția publică, am pus un loc mic ca să ne discutăm cu acele documente. Ca să nu blocăm, că nu mai avem cum să facem rectificat de buget până în iulie. Dacă este vorba doar de documente. Documente. Dacă rămâne, îi transferăm. Da. Da. După aia, construire scări și furare pus la Florești. Acel cămin este gata, dar fără scări și fără un pus de apă și un hidrofor. Și sursa de curent care trebuie branșat. Și am pus un 18.000. Credeam că atât am avut. Zic că ne descurcăm. Ne descurcăm cu, ce, cu acești bani. După aia, achiziționare filtru și montare bazin de apă cu, la bazin cu ultraviolete. La puțuri. Pentru a trata apa și a o distribui cetățenilor cu apă de calitate și a primi și avizul de la DSP-ul și de la Apele Române. Așa, construire bază sportivă multifuncțională, că atâta mi-a rămas în 50.000 pe acest trimestru și dacă vine, completăm. Și amenajare trotuară între școală și grădinița scoției. La întrebarea care mi-a pus-o domnul Cipcă, vă pot răspunde. Deci chiar de lângă gard, acel segment de la ieșire de la școală, un trotuar la o anumită lățime, care o să-l stabilim după un mini proiect,
continuat cu scări până la... Da, referitor la asta, trotuarul pe unde trece? Pe sus, am spus, lângă gar. Prin fața magazinului? Prin fața nu magazinului. Din fața magazinului, domnule, ar are segment privat, ia omul din față, are terasă. Noi, stânga dreapta, ca să poată să nu mai meargă copiii, îi facem niște scări. Așa, mai departe... Sau... Da. Cât e aici? 16.000. Da, atât, 16.000. Pe... Pentru cam asta e lista de investiții. Da, acum întrebări. Ori ne înscriem la cuvânt, ori luăm în ordine... Nu, înscriem la cuvânt, dar ce nu înscriem la cuvânt. Deci, domnul Cipcă, doamna Creangă, domnul Zanfirescu, domnul Zanfirescu. Mai este cineva? Nu. Și o să pun și eu. Da. Hai, domnul Cipcă. Deci, domnul Cipcă. Vă rog, aveți cuvântul? Apropo de amenajarea trotuarului, da? Am pus aici amenajarea trotuarului. De mai mult timp, doamnele educatoare v-au precizat că tavanul grădiniței o să pice. Nu s-au luat nicio măsură. Cu noroc a căzut noapte, da? Cu noroc a căzut noapte. Dar aici nu vedem nimic. Copiii respectivi... S-au transferat bani la școală, acolo este altă treabă, domnule. Vă dar le spun acum. S-a dat 10.000 pentru lucrări de reparație și la grădinița sportivă. Deci ca să vă mai spun și la școală ce s-a dat. S-a dat pentru cat carburant 15.000, deci transportul la copii, ITP și asigurare microbus. S-a dat 3.000. Dezinfecție, dezinsecție, deratizare 2.000. Reparații microbus și reparații curente 3.000, de contul la profesori 15.000, iar la lucrări de reparații la grădiniță s-a dat 10.000. Credeți că este de ajuns 10.000? Da, ca idee? Pentru că îi facem cu cei de la ajutorul social. Da, dar ce fac cu ajutorul social sus, care e un pericol? Deci nu pot să fac cu un care nu e calificat la un tavan. Pentru că să zicem că s-a format din clasă. Dar să știi că, uite, băiatul tău nu cred că și-a rupt piciorul pus cu cei de la ajutorul social, parchetul și lucrurile. Una e să-ți iei pe parchet și una e să lucrezi la un tavan care poți să cadă. Dacă o căzut acum la clasa respectivă, poți să cadă următoarea. Dar să fac un pic. La sala de sport, când s-a spus acel tavan de rigips, nu era nici pe timpul meu când eram director, nici când era Cătălin viceprimar. Cu mult înainte. Și uite, au trecut câți ani? Da, dar... 8. Tavanul nu e deci dacă nu, nu. Tavanul se procedează în felul următor. S-a dat deja tot până la șipcă cu cei de la ajutorul social. Deci tot. Se pune pe... Se pune scheletul de... Nu, schelele deja le-am împrumutat. Dar problema este că am făcut acolo, dar mai sunt două clase. Deci clasa din lângă nu se ia în considerare, că am căzut aici, la doamna Dan. Dar la doamna Dan ai făcut cu rigips. Da? Dar cum să? Și sala de sport? Și sala de sport e tot cu rigips. Este, stai liniștit. Aici au fost pur și simplu... Și pentru mine a fost... A fost pur și simplu noroc că dacă se întâmpla într-o zi când copiii erau la grădiniță, era un dezastru. Nu mai punem chiar drogul de sare. S-a întâmplat noaptea, da, da. Dacă se întâmpla ziua, ești copii. Când, ce nu se scăpa acolo? Deci problema e gravă. Dar și lucrarea asta nu trebuie să executată de 416 ani. Doamne ferește! E vorba de tavan, spune dânsul copii, nu puteți prea cineva trebuie și să-și dea cerul pentru lucrarea care este executată să fie garantată și toate astea. Și aveți mare grijă. Și omul de unul specializat treaba. Da. Nu e de ajutorul social. Nu, nu. Atenție! Ajutorul social îți mai dă cu pielea pe un gard. Mai să aveți niște bani pe care nu. Pentru tavanul o cameră. Costă mai mult de 100 de milioane? Da, doamne ferește. Păi, o fi 120. Acum, nu, poate fi și 50 de milioane, dar atenție, nu vă băgați cu cei de la ajutorul social. Poate să fie și 500 de lei. Da? Și bumentează dacă nu le-a... Nu, primar, poate să fie și 3.000 de lei și 5.000 de lei. Lucrați cu oameni specializați la lucrări de genul ăsta. Nu ne jucăm, copii. Primar, știți care este problema? Ionuț acum a spus partea dramatică. Noi nu trebuia să ajungem să auzim la ureche acum, astăzi, că tavanul ăla a căzut fie el și noaptea. M-ați înțeles? Că dacă cădea ziua, era prăpăd. Eram legați pe aici unii. O problemă. Grădinița este avizată din punct de vedere
A funcționării? A funcționării. Da, are avize, da. Cine a dat avizul? Din 2009 este. Iar și acelea avize... 2007, stai, din 2009. Da, până. Dar acelea autorizații... Doamne, în fiecare an, instituțiile de învățământ sunt autorizați. Ascultați ce vă spun. În 2009, autorizația de funcționare rămâne valabilă. Deci cea din 2017. În 2017. Noi vorbim la începutul fiecărui an școlar de autorizații de funcționare sanitar emisă pe fiecare instituție de învățământ și n-ați să-mi spuneți de 2009, doamne. Acea autorizație este valabilă... Poate sanitar, nu, sau eu știu, nu știu. Nu, nu există sanitar. Da, da, asta este o problemă la nivelul întregii țări. La nivelul întregii țări, deci nu. Jumătate din sănătate sunt centralizate și totuși funcționează. 80% nu sunt. Dar nu altă problemă, școala modernizată, nu. Nu există o sală, două, ca să funcționeze grădinița, să nu avem probleme. Doamne, noi avem nevoie de spațiu ca de aer. Trebuie în vara asta să amenajeze... Dar nu putem să fim în pericol. Da. O să vă rugăm să respectăm ordinea. În buget acum. Domnul Cipcă, dacă mai e. Da, am mai văzut aici construirii bază sportivă, da? La 50.000. Aici vreau să vă invit pe toți să mergem să vedem în ce situație sunt lucrările. Astăzi legi universitari. Deci vreau în ședința domnului Eugen Ungureanu. Eu am văzut de făcut. Noi mergem acolo toți. Da. Deci eu vă zic, lucrările sunt făcute în bătaie de joc. Începând de la pereți, cum sunt făcuți. Nu date straturile respective care sunt. Tavanul, vedeți cum curge prin tavanul. Vorbim de un proiect de aproape 10 miliarde, din care noi am plătit, cred că jumătate, nu? Doamna contabilă. Da. Și vrem să vedem, de fapt, ce am plătit. Da, corect. Da. Și domnul Bărzu să-i facem o invitație la ședință. Asta rămâne... Nu l-a care vine. Să ne prezinte toate documentele, să vedem ce s-au făcut la dirigent de șantier, să spun că s-au pus asta balastru pe tu, acolo. Mergem în continuare, da? Da. Domnul Cipcă, da, am terminat. Bun, doamna consilier Creangă. Da, eu am ascultat la lista de investiții ce a spus domnul primar, dar legat de căminul cultural Scorțeni, nu s-a spus nimic. Eu știu că din anii anteriori s-a făcut un proiect, ceva, nu știu. Vreau să știu în ce stadiu este. Proiectul este finalizat, să mai faci ceva, nu? Nu sunt bani. O să fie depus în Compania Națională de Investiții, că se deschide și zonă la București. Am vorbit la Bacău, când se deschide, o să le punem pe CNI cu finanțare de acolo. Pentru că e o sumă mare, vă 15 miliarde și nu se poate acoperi din buget, s-a văzut cu buget. Aveți totul din fezabilitate, din câte știu făcut. Este. Da? Da. Păi o să mai discutăm despre proiectele astea, da. Doamna a adus aminte. Da, da, da. Dacă noi am început să facem, în loc să începem cu centru, continuăm cu centru acum, dacă... Da. Nu, dar este vedem... o prioritate, dar ca surse de finanțare o să încercăm să vinim finanțare. Ați completat un pic întrebarea cu doamna, că tot e vorba de căminii culturale. Vreau ca, până facem un an de la începutul mandatului ăsta, să finalizăm Grigoreniu final, și Florești. Da. Să putem să ne facem o ședință, să ne băgăm în circuitul economic al comunei, mai facem un botez, mai facem mai mult. Pe investiții, pe fonduri europene, pe calcul, să ajungem și acolo, dar discutăm acolo cu puterile. Da. Doamna consilier, mai aveți? Nu. Domnul consilier Zanfirescu. Domnul primar, nu mai intru în detalii. Pe ansamblu, eu mi-am dat seama că primarul, că bugetul pe anul 2017, dar numai cu dumneavoastră în colegă sunt. Și în gând. Și noapte. Mi-am dat seama că bugetul este cam vreo 600 de mii de euro la data discuției acum și vreau să-mi estimați cât vedeți dumneavoastră până în final de an în toate aspectele care le vor veni, dar ținând cont și de faptul că sunteți la putere, cât buget o să aibă comuna Scorțeni ca estimare și viziune? Că trebuie să o aveți. În funcție și din casele care le vom avea, în funcție cine mai dă și Consiliul Județean, în funcție de sumele falcate în TVA care vin la sfârșit de an. Ținând cont de discuțiile la care ați participat la Consiliul Județean, ținând cont de discuțiile în care acolo erați toți cu trandafiri în mână, ar fi trebuit acum să spuneți, domnul consilier,
fiind de la putere, vă asigur că în jurul sumei de 1 milion de euro o să avem discutat cu domn președinte, cu domn senator, cu toți aia. A venit timpul meu la Comunas Corțeni, că dacă nu am anul ăsta 1 milion de euro, plec acasă. Că voturi le dați. Asta a fost o mică declarație politică. Estimez în 36 miliarde, mai mult. Păi asta înseamnă 800.000 de euro. Da. N-avem da. 1 milion de euro până la final. Trebuie să vă zbateți mai mult, să dormiți mai puțin. Da, am înțeles. Consilier, mai aveți întrebări? Nu. Domnul consilier, dar vă vedeți cu vieții. Da, nu știu... Pentru investiția pentru CRAB, care ați fost dumneavoastră la apă, aveți un proiect? Documentul este a verificat la domnul Rădulescu, adică ce am avut proiectul nostru, vechi, de apă și canalizare. Sunt multe vicii, deoarece sunt expirate multe, așa, postul proiectar vă decedat. Avea legătura cu, prin domnul Rădulescu, cu actualul care a preluat, așa, domnul Rădulescu mi-a spus că ne poate livra apă brută, dar nu am contabilitate că ei nu vând decât apă tratată. Și nu mai poate, deci să umpli la nivel local, la nivel de CRAB, să-și rezolvi situația aceasta. Ca să poată să ne... Vrează până și rezolvă dânsi problemele, în funcție de ce investiții vom avea, trebuie să facem un proiect minimalizat din punctul meu de vedere, pentru că avem o rețea existentă și prin raza Comunei Florești, prin aportul domnului Ambăruș, când în 2000 cu părintele, este o rețea vechi. Este o rețea pe deal la Scoțel, care se folosește și acum, și rețeaua de pe val. Dacă avem acordul lor și avem niște bani, să facem un proiect micuț, nu la mare, că nu putem să... așa. Să luăm o stație monobloc pentru satul Scoțel și o stație monobloc pentru satul Grigorești. Deci Scoțelul să fie legat și de Florești. În vale, pe actuală, unde este conducta, să mergem cu aducțiune până unde e bazinul de extracție de jos, preia, apa se va transfera tot la fel în rezervorul după ce e tratată e capsulă și se va face distribuția în satul Scorțeni, pe Florești, pe Isla, se traversează până a adus domnul Ambăruș, de unde era dânsul în 2000 și ceva. Și s-ar putea rezolva mare și extinderea și va face și omul de comun acord la final. Doi vecini, hai punem și noi. Dar distribuitorul știți ce spune domnul primar? Da. Cu treaba cu apa, cu aducțiunea, unde facem deversare. Da? Nu, numai. Și spune în felul următor, după aia, că așa ne-a luat tot timpul, cu canalizare și toate astea. Noi avem proiectul, este adevărat, cum spune dânsul. Puturi forate, pe Islazul, Florești, și stația de clorinare acolo. Așa, așa. Celebrul proiect în baza căreia ai câștigat o alegere. Așa. Da, lăsați, domnul Zafirescu, lăsați cu treburile astea. Că am făcut, că dacă eram, eu dacă eram înțeles, eram viceprimar, să știți că Scorțenii aveau apă. Iar problema, îi spun și domnului primar, cu apa brută, așa este, că am vrut de la bun început să facem. Și au zis că nu, cu apa brută nu facem stațiile astea. Iar pe Scorțeni, știți prea bine unde sunt acum puțurile forate, iar în amonte de cimitir, că acum unde stă și budana aia, că de asta țineți minte când îmi vineau controle, n-au fost făcute nici de Ambăruș, nici de Anton, nici de Cogus, nici de domnul Zanfirescu, că legea spune destul de clar că nu am voie mai aproape de 50 de metri de gardul cimitirului, da? Iar noi acum unitate suntem luați și trași de urechi că unde este stația asta de captare de la apartamentele comune. Domnul consilier este pentru acum la a doua legislatură. Știți prea bine că am vrut să facem asociație de proprietari să le dăm dâșuri să plătească ce este de plătit. Da? Vin cu rugămintea. Când v-am trimis în teren s-au adunat ceva bani. De când am plecat de la unitate s-au mai strâns ceva bani, domnule primar, de la locatarii blocului 1 și 2? S-au strâns? Momentan nu. Ce să facem? Astea sunt toate treburile. Dar trebuie să spus oamenilor exact ceea ce se întâmplă. Da? Ceea ce putem face, că așa vine, apropo de chestia cu treaba cu alegeri și nu știu ce, puteau alții să spună că fac și aeroport rotativ. Da? Că numai ca să este primar sau ce au vrut dânsul. Dar să fim pe punct acolo. Dom'le, atâția bani are acum unitatea administrativă Scorțeni, asta putem face
și începem să alergăm. Mi-e pare rău, domnul Celu, și am terminat proiectul care l-a făcut domnul primar. Nu eu. Atunci, deci a fost proiectul, celebrul proiect. Dar îl știm. Cum este și cel cu drumurile? O să discutăm despre ea. Unde este acum? Ești la CRAB cu adresul din înaintare, l-a verificat. La Bacău. Proiect. Să știu pe ce se intervine la Calizit. Și aici trebuie apăsat. Da. E ușor. Vedeți dumneavoastră că chiar îmi pare rău cu treaba asta, că tot spuneți, domnule, ești la putere, nu știu ce, cu treaba cu domnul primar. În deșteptarea, nu spune Mircea Ambăruș, da? În deșteptarea spune destul de clar. Câteva comune, câți bani au primit. Fără să dau nume, sunt comune, numeric, mai mici decât comuna Scorțeni. Și au primit sume, 500.000, 530.000. Da? Nu vreau să discut mai mult. Spuneam mai târziu, treaba. Da, nu vreau să discut mai mult. Dar de asta vin cu rugămintea domnilor colegi. Haideți, cum v-am spus la bun început, să fim realiști. Să ducem, Cătălin, am lăsat alea 5 proiecte, este adevărat lucrul ăsta, uite, ești acum cu domnii, cum spuneați, cu trandafirii, mergeți și vă zbateți, și încercați să faceți, să dea Dumnezeu să le faceți pe toate. Sumele care le-ați primit acum, să știi că nu trebuie să te strângă în spate. Eu am avut perioadă când știți prea bine, minus 25%, da? Și numai eu știu cum am scos salariul la oameni și toate treburile astea. Dar tu acum să știi că ai, iertate să-mi fie vorba tu, domnule primar, acum aveți bani fără a vă strânge de spate. Dați drumul la proiectele care sunt, e adevărat că trebuie să făcute reactualizări, pentru că știți prea bine ce înseamnă măsuri când vin. Vine Hârtiuța și spune, s-a declanșat lucrările pentru măsura, să zicem, 3.2.2. Depuneți documentația până, astăzi suntem în data de 31. Depuneți până pe data de 21.05 documentația. Nu ai cum să le faci. De asta să aveți grijă, contabila știe cum alergam și dar, să vi le faceți oameni buni. Duceți mai departe. Dar acum, cel puțin ce v-am lăsat eu, ca și proiecte, duceți-le la capăt până și a 4 ani de zile și vă strâng mâna. Faceți mai mult, că este și mai bine. Da? Faceți și mai mult. Așa cum sunt drumurile, așa cu apă, canal, știți prea bine, că suntem planificați unde? Țineți minte. Da? 2020 când o fi. Da. Da, cu toate treburile astea. Dar cel puțin acum cu PNDL-ul, ce, unde duceți toată treaba asta? Faceți lobby la București, mergeți la ministerie. Eu poate, da. Dacă ați fost acolo, să știți că una se vorbește, alta se face. Da? Dar eu aș fi bucuros să văd lucrările astea făcute pentru că știu cât m-am zbătut. Și nu din lipsă de modestie, că sunt alții care vorbesc. Noi când am luat, colega știe, când am luat primăria Scorțeni, cu ce proiecte au fost pe masă, adică praf, toate astea, cu ce am luat cu altele, așa, și de asta zic, bătezi, aveți bănuți. Acum, nu mulți, dar aveți cu ce pleca la drum. Da? Atât am avut de spus și dacă sunt înțelegeți... Mă dipuneți, domnul președinte. Da. Pentru domnul Zanfirescu și domnul Ambăruș, chiar și pentru ceilalți colegi, vreau să le aduc aminte că trandafirii sunt doar pentru cei bogați. Corect. Mulțumim frumos. O să am rugămintea ca să... Iar că treaba mai repede, pentru că atunci când vorbim despre un proiect, să ne înscriem la cuvânt toată lumea, dacă nu, dacă uitați ceva, avem diverse după aia. Nu știu, trebuia prins. Eu nu am luat răspuns. Deci nu mi-a dat un răspuns. Ați strâns pe investiții, o stație de clorurare, filtrare, dar n-ai astea sumele, domnul Mihăiță, pe moment. Ce se prinde? Unii se iau și unii se pun. Scandalul destul de mare. Păi 25.000 de euro o stație, cel puțin. Toți cetățenii sunt drag de sus. Am înțeles că este un scandal foarte mare aici și partea asta. Deci i-a ducut vroti... Să discutăm la diverse. Da. Deci nu, astea sumile, astea sunt prioritățile. Cel ca să fie prins acolo ca și un proces verbal. Prindeți-vă de acolo, pe viitor, să puteți... Să nu uităm. Să nu uităm. Nu neapărat stația. Să nu uităm. Să ajutăm cei care merg la datin și obiceiuri. Da, dar la rectificare și pentru nu uităm, să fie la pachetele pentru copii. Pentru copii, da. Deci să nu uităm. Să nu ne mai trezim ca la sfârșitul anului. Motorină pentru desăpesirii trebuie prins din nou. Motorină ca să fie atunci. Ne trezim cât cine știe ce iar nu să fie. Nu trebuie să fie... Pe referitor la acest punct, m-am înscris și eu la cuvânt. Am o problemă. Aici până la... s-au alocat, sau se prevăd pentru că nu cu dragul Igoren, 15.000 de lei.
după comparații prea multe, că bănuiesc că acelea lucruri sunt aproape la Florești. Eu fac comparație doar cu o alee, nu știu cât e mare, nu știu. La Cămin aici, la Grigorie, acolo e o problemă cu apa. Bănuiesc că la Florești există apă mai aproape, la Cămin o să cheltuiască o grămadă de bani pentru florare. Pentru că acolo nu știu unde există apă. Aici nu este prevăzut că tot așa o alee de la intrare, de la poartă până la Cămin. E stricată, e demolată. Nu putem să spunem că dăm 16.000 de lei la o alee, nu știu cât e de mare, să nu mă credeți. Dar aici sunt mult mai multe, necesită mult mai multe fonduri la Grigorie. Dar putem să facem. Putem să facem cu cei de la 416. Înțelegi? Da, facem șansă, nicio problemă. Din bunuri și servicii. Luăm ciment, balastra. Exact. Balastra avem, mână de lucru avem, roabe cumpărăm, că le mai folosim și la altceva. Și aleea aia, nu putem să... Știi ce înseamnă să faci cu o firmă aleea respectivă? Plătești în plus aproape dublu. Da, dar la aleea asta de... Nu tot la fel? Nu e același lucru? La Florești? Aici, la lei, între școli. Între școli și la Grigorie. Aici noi trebuie să facem la Consiliul de Protecție. Deci e, nu-i numai aleea efectivă. Deci aici noi trebuie să facem exact cum este la Ion în față. Noi nu putem face nici mai în spate, nici mai... Trebuie avizii de la drumuri. În sensul acesta. Da, trebuie ca vizite, o să trebuiască vizite, vă spun eu, și pentru apa care o porăm acolo. Pentru porarea apei o să trebuiască niște bani, pentru că nu putem alimenta căminul cu orice fel de apă, care nu corespunde. Și acolo o să trebuiască. Dar trebuie să mai ai trebuie alocați mai mulți bani aici. Trebuie să ai în vedere că în această sumă pe care a fost prezentată acum, nu este prins și acea sumă care ne va veni de la AFIP. Aia o să asigurăm bine, cofinanțat. Deci, până la sfârșitul anului, noi oricum vom mai primi bani. Domnul Preval spune că până la împlinirea unui an de la alegeri se face. Nu se face. Vă spun eu sigur. Sunt mai multe. Trebuie să vedem unde porăm până vine firma. Mai durează, nu se vede. Altă problemă. Am mai vorbit cu domnul primar. Vine sezonul cald, cu secetos, în care oamenii trebuie să aibă apă. Există în față, adică acolo, vis-a-vis de stația de autobuz, este o fântână care are multă apă, dar din cauza faptului că pământul tot se duce la vale acolo, duce primul tub încolo, se colmatează și de acolo mai rămâne un metru jumate de apă. Până acum nu spun că nu s-a făcut. S-a decolmatat, dar tot s-a dus. Dar dacă nu s-a făcut cum trebuie, îmi pare rău. Acolo trebuie făcut un zid cumva. Trebuie făcut ceva ca să nu mai vină, să nu se ducă primul tub. Domnul Hagi, păi atunci nu mai furăm puți, investim bani în căminul, în fântâna aia, o reabilităm cu și ieși apă și facem aducțiunii din fântână, dar cu acordul Consiliului. Avem fântâna, noi amenităm pe aia, avem apă. Foarte bine, nu mai vorbim din că e corect. Cred că soluția asta este cea mai bună. Problema este că trebuie să mai facem o adresă către drumurile naționale. Acolo trebuie consolidat. Cu o sonetă, cu niște sevi atunci cum s-a mai făcut la drumurile acolo. Acolo mai fug terenul. Da, bine, asta nu facem. Bine. Da, altceva ca și de curiozitate, tot cu alimentarea cu apă, pentru că în Grigorești este o problemă. În Florești nu știu cât este problema, în Scorțien să mai rezolva ceva, dar în Grigorene jale. Suntem pe dealuri, apă nu este în sezon, în sezonul călduros, secetos. Vin ăia de aproape de cămin, din spatele căminului, vin tot timpul se duc la fântâni acolo, unde avem mai multă apă, cu căruși, cu bidoane. Există un plan în următorii 3 ani, când aveți dumneavoastră mandat, să facem o alimentare cu apă. Dar nu l-am explicat. Deci, domnul primar, civilizația începe cu apa. Deci, pe proiectul dumneavoastră de mandat, nu puneți drumurile neapărat pe primul loc. Puneți apa și legat de apă. Pentru că trebuie să avem apă. Nu este apă în sezonul secetos. Întâlne seacă. Deci apăsați pedala din punct de vedere politic, economic, plângeți, vă distrați cu ei apa. Deci toate soluțiile care sunt, cum a zis domnul Hagimă, cum a vorbit de cea de proiectul ăla, cum soluții aici să punem la punct instalația, că sunt multe probleme și aici cu instalația, avem de plătit ca să intrăm în legalitate,
acea soluție care ați spus-o dumneavoastră, cu filtrele. Deci urgentați pe toate dimensiunile, să nu dormiți noaptea gândindu-vă la apă. Cu apa începem. Da, avem apă, avem viață. Avem viață, facem drumuri, facem aia, avem mâncare. Da, domnul primar, chiar vă rog să nu dormiți noaptea. Fiindcă balastăm ulițele, vine ploaia, le spală. Iar balastăm, iar. Bani, duce apa, bani, duce apa. Deci important, important este și asfaltarea... măcar proiectul cu cele trei asfaltarea nu rezolvă toate, asfaltarea nu rezolvă, dar vreau să spun că toate sunt importante. Pentru că... Încă o problemă, domnule, dacă nu vă supărați. S-au discutat acum că s-au alocat bani Florești, Grigoren, Cămine. Dar nu ne-ați zis și perioada, pe ce semestru, pe ce trimestru, când începem, în decembrie? Nu, domnul primar, uitați, să avem aici mai maestru Bucureanu care ne va cânta. Doi. Dar vreau să vedem cum are. Florești 2, da? Și am la baza sportivului împărțit pe ce spune? Toate trimestrele. La baza sportivului plătim, plătim. Da, așa e tot în trei. Domnul, dezbaterea bugetului. Asta e o întrebare scurtă și atâta vreau să vă spun. În dezbaterea bugetului, nu am auzit să prindeți bani pentru biserici. O să prindeți oameni dacă putea să-ți prindeți. S-a discutat, dar nu am auzit de o sumă. Adică sunt totuși, acum îl aprobăm, dar... Visez ceva, oricum vine rectificat pe bugetul iulie. Să vedem ce bani vin, că am un bani pentru... Bani pentru culte, bani pentru culte, în semestrul 2, așa se face la rectificări. Dar treaba se dă pentru lemne, se dă pentru asta. În comisie am discutat. Am discutat la comisie. Anul trecut, dacă vă aștept să aminte, da, v-am rugat personal, după ce intrăm în mandat, și ați avut timp, să invitați pe cei trei preoți la dumneavoastră, la o cafeluță frumos, și să discutați foarte clar cu dânsii problema parohiilor. Știți de ce? În momentul de față, în Comuna Scoțeni, singurile care ne mai țin la un nivel în care să ne pretindem că suntem și noi lumea civilizată, sunt parohiile. Unde sunt oamenii ăștia și-au făcut treaba acolo, cu semn de răspundere, în limita bănuților care le-au avut. Că te mândrești când îți vine un musafir și te duci la biserică, așa? Este. Ei, trebuia să-i chemați, faceți-vă, vă rog, timp de treaba asta, să nu mai vin preoții aici. Pentru noi avem obligații în Consiliul Local cultele. Deci noi trebuie nici obligațiile. Chemați-i și puneți-i, vă rog, foarte frumos, rugați-i pe preoți să vă facă o hârtiuță, o cerere către dumneavoastră cu ce urgențe au și ei în anul 2017. Și pe urmă, o să luăm o decizie cu dumneavoastră de rectificare. La rectificare, așa, să le dăm ori la toți câte ceva, ori dăm la unul o dată, la altul, o dată sau la altul. Vom hotărâ. Da, vă rog frumos. Discutați cu oamenii ăștia, cereți-le un document, o cerere, cu urgențele care vreau. Nu mai merge solul așa, când o dat domnul primar, când domnul primar o dat atunci. Este atribuțiunea Consiliului Local, exact cum s-a spus, când s-a dat la rectificare iunie, nu-i. Deci chemați-i, puneți oamenii să facă un document, că nu este nici favorul care îl faceți, este un drept legal. Și noi avem obligația să avem în activitatea noastră cultele. Da, domnul. Să la afară toate. Domnul Bar, și să vină toți odată, nu pe rând, toți odată. Deci, face o ședință numai cu ei toți odată. Că așa trebuie ținut conștiu și de Scoțeni, fiind mult mai mare și are mulți mai mulți oameni. Nu poți să dai la Scoțeni ca la Grigoreni, nici la Florești ca la Scoțeni. Deci aici sunt niște priorități. Hai, voi să vină toți trei să vorbească cu tine. M-am rugat despre buget, dar putea să mai putem să ne mâine. Era bine ședință. Bugetul are 600.000 de euro acum, discutabil. Avem proiecții de 1 milion, așa cum v-ați angajat, domnul primar? N-am spus 1 milion, 800.000. Hai puțin. Să spun mai puțin și eu mai mult.
Deci, concluzia finală este că ați luat bani puțin, ați fost acolo, trebuia să vă bateți mai mult, că ați luat bani puțin. Nu gestiunea. Da. Cine este pentru acest proiect de buget? Deci în unanimitate, trecem la punctul următor, care l-am interpretat aici. La 7, raportul privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Scorțeni în anul 2016. Inițiator, domnul primar, da. Prezintă. În exercitare. Da. Noi n-am avut nimic în mape, de asta spun că aici. Da. Pe acolo e la un raport privind starea economico-socială. Să ai un raport de mediu. Dar cu totul, vă citesc. Da? Raport privind starea economico-socială și de mediu a Comunii Scoțieni în anul 2016. În exercitarea atribuțiilor referitoare la relația cu Consiliul Local în calitate de primar, am obligația de a prezenta în primul trimestru un raport anual privind starea economico-socială și de mediu, această obligație fiind prevăzută expres în articolul 16, alineatul 3 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicate cu completările și modificările ulterioare. 1 iulie 31 12 2016 a însemnat pentru Comuna Scorțeni, în primul rând, la mai bună înțelegere a tendințelor de dezvoltare. Pornind de la un studiu de dezvoltare destul de precar în cele mai importante domenii și având permanent în vedere necesitatea dezvoltării durabile a localității, toate măsurile stabilite în 2016, concretizate în hotărârile Consiliului și în dispozițiile cu caracter normativ emise de primar, au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea lucrurilor în mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunitățile în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comuna noastră. În spiritul transparenței și respectului față de cetățeni, principii care trebuie să guverneze administrația publică locală, le dau mai jos sintetic activitatea desfășurată în anul 2016 pe domenii de activitate, impozite și taxe. Contul de execuție a bugetului pe anul 2016 a cuprins venituri totale în valoare de 3.024.065,18 lei. Situația încasării veniturilor din impozite și taxe locale este următoarea. 210.496 lei impozite și taxe pe proprietate, 66.546 impozite pe clădiri, impozite clădiri persoane fizice 34.484, impozite clădiri persoane juridice 32.063 lei. La punctul B, 136.670 lei, impozite pe terenul din care intravilan 76.881 și extravilan 59.789 lei. Din impozitele pe TMT-ul s-au încasat 57.786 lei, din care 37.456 lei de la persoane fizice și 14.329 lei de la persoane juridice. Veniturile din concesiuni 82.628 lei, taxe de timbru 10.717 lei, alte venituri 1.929 lei. Procentul de încasare impozitelor și taxelor locale, persoane juridice 71%, persoane fizice 65%. Aici avem deficiențe din cauza încasărilor de la sunt amenzi, vă prezint, domnul secretar, dacă la mai târziu, și vedeți cât bani avem de recuperat din amenzi. Cheltuieli cu salarizarea, în anul 2016 s-a cheltuit din bugetul local sumele repartizate astfel. Cheltuieli cu personalul din administrația publică, 456.580 lei. Cheltuieli cu personalul din învățământ, 767.030 lei. Cheltuieli cu personalul din cultură, bibliotecă, 26.699 lei. Cheltuieli indemnizații persoane cu handicap, 338.800 lei. Administrarea domeniului public și privat, întreținere și reparații drumuri comunale în valoare totală de 55.860 lei, iluminat public 28.125 lei, consum de energie electrică, 12.390 lei cheltuieli la investiții pentru extindere și modernizare iluminat public, investiții, construire bază sportivă multifuncțională 152.785 lei, reparații bazin captare apă 19.985 lei, documentații SFIU, Cămin Cultural, Scorțeni, 64.640 lei, Cămin Cultural, Sat Florești, 110.342 lei, Cămin Cultural, Sat Grigoreni, 854.581 lei. Stare civilă. În anul 2016 au fost înregistrate 7 acte de naștere, 42 de acte de deces, 10 acte de căsătorie, 7 transcrieri, acte naștere, un act de căsătorie și un act de deces. Certificate de stare civilă eliberate, certificate de naștere 55 de bucăți, certificate de căsătorie 27, certificate de deces 48. Extrase multilingve, naștere 6 plus căsătorie 5.
Dosare pentru solicitarea desfacerii căsătoriei 1. Adiverințe de celibat 7. S-au operat 200 dimensiuni pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul 1. S-au registrat și eliberat un număr de 25 de cereri pentru începerea procedurilor succesorale. În urma controlelor anuale efectuate pe această linie de către inspectorii din cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor, nu au fost semnalate deficiențe. Alocații. Alocații de stat avem 47 de dosare. Alocații pentru susținerea familiei, 90 de familii și persoane singure. Totalul documentelor înregistrate atât de la persoane fizice cât și la persoane juridice în anul 2016 au fost de 4.575 de înregistrări. Totalul documentelor înregistrate în Registrul de Stare Civilă, 412 documente. S-au înregistrat 4 petiții cu răspuns. Registrul Agricol-Agricultură. În acest domeniu, un lucru deosebit important care s-a realizat în comun a fost arendarea de la particularea unor suprafațe agricole care depășește suprafața de 6 de hectare. Arendașul este societate specializată care dispune de utilaje agricole moderne și care se achită în totalitate de obligațiile care le au respectiv le-a dat produsei arendatorilor în funcție de suprafață, grâu sau colon. Au fost eliberate 29 de state de producători, precum și un număr de 5 cereri soluționate la legile fondului funciar. Urbanism. În anul 2016 au fost eliberate 14 avize în vederea obținerii certificatelor de urbanism. Asistență socială și autoritate tutelară. S-au asigurat acordarea prestațiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor și care s-au încadrat în prevederile legale. Au fost îndeplinite următoarele prestări și servicii. Ajutor social 82 de familii și persoane singure, indemnizați persoane cu handicap 29, indemnizați creșterii copilului 2 ani 13, sub 2 ani, cereri încălzire 60 de familii, anchetă social 250. Planul de servicii pentru prevenirea abandonului familial 5. UNICEF, scriere, microgrant, 7 activități desfășurate. 40 de copii consiliați împreună cu părinții. Biblioteca comunală, fond de carte, 6.343 de unități, intrare în cursul anului 2016, 67 de donații la persoane fizice, de la persoane fizice. 41 utilizatori noi înscriși, 9 sub 14 ani, 81%. Documente eliberate 865, 1112 sesiuni internet. Protecția civilă și PSI. La nivelul comunii funcționează un serviciu voluntar format din 14 membri constituiți de grupuri de prevenire și intervenție. În anul 2016 au avut loc 20 intervenții pentru stingerea incendiilor cu voluntarii SDSU. Relația cu Consiliul Local. Au fost convocate un număr de 15 ședințe ordinare ale Consiliului Local cu respectarea procedurii prevăzute de aici, 15 ordinare și aici. Dat 15 ordinare. N-ai compus 12. Corect, extraordinare. Consiliul Local a adoptat un număr de 71 de hotărâri, din care 71 de proiecte hotărâri au fost inițiate de către primar și puse la îndeplinire. Prezenta consilierilor la ședință a fost foarte bună în anul 2016. Relația cu cetățenii și transparența decizională. În anul 2016 au fost primite spre soluționare cereri din partea cetățenilor cu anumite aspecte, ordinea și liniștea publică, clarificarea situației juridice a unor bunuri, fiind solicitat sprijinul, rezolvarea unei probleme personale. La toate solicitările s-a dat răspuns în termen legal, ne există reclamații. Au fost emise un număr de 34 dispoziții ale primarului, marea majoritate cu caracter individual, stabilit și aprobări de ajutoare sociale ASF-ul. Proiectele de dispoziții cu caracter normativ, mai important decât și hotărârii Consiliului Local, au fost afișate atât la nivelul primăriei, precum și în site-ul instituției. Achiziții publice. În anul 2016, achiziții publice au fost efectuate conform legii numărul 9/2016, astfel toate achizițiile efectuate început prin intrarea în vigoare a prezentei legi, a dus la desfășurarea tuturor achizițiilor PSA. Procentul de achiziții PSA este estimat la 50%, după alegerile locale a fost necesară modificarea contului, iar platforma a fost într-o continuă modificare. În anul 2016 ne propunem să atingem un procent de 90% din achizițiile PSA. În calitate de primar al comunei și autoritate a administrației publice locale, am încercat să păstrez în permanent contactul cu cetățenii, venind în finalea rezolvărilor tuturor problemelor acestora, prin asistența de specialitate a aparatului propriu. De aceea vin pe această cale, mulțumindu-le funcționarilor pentru activitatea desfășurată și pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Nu putem fi mulțumiți în totalitate cu condițiile pe care le oferă comuna, mai ales dacă ne raportăm la standardele europene. În speranța că a reușit să realizez câteva obiective prioritare pentru comună, vă mulțumesc pentru colaborare și sprijin și sper în continuare că vom reuși unindu-ne forțele să aducem comuna cât mai aproape de standardele unei comuni europene. Primar Antonio Ilfredo. Domnul primar. Da, discuție. Am copiat de undeva materialul. Vă rog, hai să ne înscriem la cuvânt domnul Cipă, da?
Domnul Dan Firescu? Există suspiciune de plagiat, cumva? Altcineva? Mai este întâi cineva? Domnul Ambăruș? Domnul Dan Firescu Mihăiță? Aici cineva? Nu, atunci dăm cuvântul domnului Cipcă. Aș vrea să fiu și eu lămuric referitor la concesiuni, 82.000. Din ce concesiuni revin acești bani? Pentru că de la domnul de pe terenurile de pe Cosâne erau 30 ceva de mii. Mai zic și la Grigoreni, la... Îmi spune domnul Ambăruș, la Burcă. Da. Dar ce este? Este o concesionat în teren, este o casă. La Burcă, da. La Marița. Este islazul comunii, Lidivali, concesionat. Da, fi așa, trebuie să mă duc la aparat. Ce este lazul? Iazul. Deci mai vende niște bănuți. Da. Altceva? Păi tu, dar îmi spui. Păi nu, altceva, până la 82.000 sunt 50.000. Dacă mi-ești aparatul de specialitate, că nu cu asta, am dus calculator. Aș vrea și cred că toți ar fi curioși despre tot ce fie curioși. Domnul primar. Da. Apuntăm. Deci, noi în mape, că de asta am zis dacă l-ați copiat de undeva, pentru că... Nu, îți dați în tehnic și la noi, dar luați la aparatul specialitate. A fost o problemă, bineînțeles. Nu le-am cunești o personal. Dar... Când vorbim de starea economică socială a comunei și de, și de mediu, păi trebuia să avem în mape. Mape. Băi, eu n-am avut. Ați avut dumneavoastră, colegii? Nu, dar trebuie să avem în mape. Exact ce spuneați dumneavoastră acum. Documentele, sectorul, compartimentul de specialitate. Ca să pot să-mi concretizez o întrebare, ca să pot să vă cer o lămurire, da? Trebuia să văd acolo ce... Va, ce date, ce... Mare, va, știu, știu, da, asta nu trebuia să le facă domn Dărilă și domn primar. Că voi vreți să vă substituiți aici totdeauna compartimentul de specialitate. Deci documentul compartimentul de specialitate, când spun asistent socială, ce semnale, cea de doamna care răspunde de aia, când vorbim de indicatori economici, vine doamna din partea asta, da. Deci puneți-le, domnule, la dispoziție. Puneți-le la dispoziție că o să scăpați de anumite nelămuriri ale noastre. Da. Păi dacă eu vin acum, eu pe subiectul ăsta... Am eu o vorba mea. Chiar am venit ca surda în păr acum. Ce întrebare să vă pun eu, da? Dacă eu nu am văzut un pic pus la... la să văd și o să citesc... Bine, dar au mai fost prezentate și pe execuții bugetare și pe... Domn primar, au mai fost prezentate. Dumneavoastră ați spus o chestiune care vă revine prin lege, da? Da. Ca să prezentați la 6 luni de zile starea economică socială acum. Da. Dacă faceți aminte, anul trecut, eu v-am cerut chiar în scris treaba asta. Da. Prezentarea, după 2 luni de la luarea mandatului, chestiunii acestea. Pe urmă, defalcat, așa cum ați spus, ați venit pe capitole, una alta, alta, da? Deci acele chestiuni, acele materiale, acum erau aici în față. Eu puneam o întrebare din material, dânsul din material, Ionuț din material. Deci iar ne întoarcem la probleme de organizare. Mai amânăm și dintr-o zi când nu-i pregătită. Și hai să vorbim aceeași limbă. Da, prin pe 2016 era destul timpul. Până dar nu pe aprilie, nu, tot pe martie. Adică o făceam tot în martie ședința, nu e. Da. Eu personal aș vrea ca la următoare ședință să avem raportul ăsta cu concesiunile, de unde revin bani. Da, nu, pentru... Haideți astea să le lăsăm, ce solicităm și ce interpelări mai facem, să le, lase, să le lăsăm la punctul ăla. Întrebări, interpelări. Da, da, da. Acum, da. Cine mai e? Următorul, domnul Dan Firescu, mai e... Lichidat. Domnul Silvian Ambăruș. Da. Domnule coleg, spuneai în prima frază acolo că s-ar părea că nu s-au făcut treburile. Și dumneavoastră ați venit acum și le faceți pe toate. Ei, în primele 6 luni de zile, vreau să zic că... Și integrat greșit domnul primar. Ia spuneți, ia citeți-o leacă, primele frate. Părinte la un studiu, stadiu de dezvoltare de studii precar. Și precar suntem și acum. Da. Bun. Dar haideți să vă spun despre ce este vorba. Nu este putent. În primele 6... Nu este putent. Nu-i problemă. În primele 6 luni de zile... Deci dacă citiți materialul, că nu l-ați avut în mapă. Nu l-am avut, domnul. Vă pariez eu cu dumneavoastră că suntem o primărie fără probleme. Și de ce atunci să fiți neumitiți? Deci suntem o primărie fără probleme. Asta am întrebat. Eu cel puțin. Eu cel puțin. Poate așa nu... Poate așa am înțeles-o. Eu am suspiciu dacă e vreau să-i răspundă. Eu poate așa am înțeles-o.
și zic așa, că în alea 6 luni de zile s-au finalizat documentația cu banii europeni pentru că nu cultural. Da? La Grigorin, unde am scos inclusiv autorizația de construcție. 4 mai, da? Așa, după care, tot în alea 6 luni de zile am avut documentația SF pentru căminul cultural din Scorțeni. Da? În urma inundațiilor care le-am avut, toată treaba ați văzut și știți prea bine că ne-am întâlnit și parcă țin minte când era și dânsa prin zonă. Am hârtire făcute toate demersurile de a-ți adus balastrul ăla care este adus de la ISU. Da? Mergeți la domnul Lăzărescu care este cu ISU aici, și vă arată și pozele. Aici nu da, bun, aici mergeți la domnul. Data viitoare mergem și le aducem pozele care sunt făcute la drum. Da, bun. Dar nu vă contrazic. Eu v-am spus, îl chemăm pe Lăzărescu. Nu, dar vă contraziceți-mă, că sunteți fostul și actualul. Da, corect. Și noi tragem concluziile. Și totodată, în astea 6 luni de zile, v-am pus pe masă acele proiecte, da? Și ca atare, nu admit lucrul ăsta când are 6 luni de zile. Eu, nu admit. Eu poate, nu-i cu tentă, dar v-am spus. Puneți-vă pe treabă că eu în alea 6 luni de zile v-am lăsat astea. Dumneavoastră aveți 10 luni, mâine, poimene, anul și nu prea văd. Atât am spus. Ia că ai ciudat dreptate. Da. Domnul consilier, da, Tedescu Mihai. Da. S-a epuizat întrebarea, am spus-o, domnul Eugen. Da. Eu doar ca și în serios și în club am ajutat nu mai folosiți documentație SF. S-ar putea să interpreteze. Poți direct spune de vezabilitate. Documentație se duce că nu se crezi că... Nu mă, dar poate fi ca și serios. Deci, domnul Șoprima, deci să știți, pe cuvânt, în grup, dar luați-o ca o glumă, dar și în serios. Să știți că Vică Vrotea a avut dreptate. Materialul l-ați copiat, este plagiat. Nu este vorba de comuna Scorțeni acolo. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, să punem de spre aprobare acest raport de orientare economică. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Mulțumesc. Trecem la punctul 8. La punctul 8? Proiect de hotărâre privind aprobarea de alării scrie mai departe. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție privind obiectivul de investiții, modernizare, drumuri de interes local în satele Florești, Grigoreni, Scorțeni. Știți că la două, trei ședințe în urmă, nu știu când, am aprobat studiul de fezabilitate pentru, pentru proiectul de modernizare drumuri. Nouă, pentru lucrările existente, drumurile existente, îi trebuia documentații de, de avizare a lucrurilor de intervenție. S-a modificat, s-a făcut daliu, se supune în Consiliul Local că trebuie această documentație la București, suplimentar la ce am depus. Deci e aceeași conținut cu studiul vezabilitate ca forma hotărârii, doar că e documentația de așa se numește. Și asta trebuie să aprobăm. Dacă e scrie la cuvânt, la de, așa, la punctul 8, domnul Zamfirescu. Altcineva? Se mai scrie la cuvânt, în afară de domnul Zamfirescu? Deci, da. Asta este proiectul Lumircea, îl știm foarte bine. Întrebarea mea este că văd că tot l-ați plimbat. Ba din PNDR, ba din PNDR. Deci vreau să știu care. Deci dumneavoastră îmi spuneți. Așa. Hai, care a fost treaba cu plimbarea lui de colo-colo? Și ce? Pe PNDR, și ce ne-a ajutat? De ce? Ascultați-mă bine. De ce de la suma inițială, că eu știu de la Mircea de atunci, că erau la 1.000.000 de euro, ăsta e Mircea, nu? 1.000.000 de euro era, 4 km și ceva. Așa, asta era ridicat. Cu drumuri către biserici la cimitire, cu drumuri pe vale, ăsta e proiectul. Da, da. L-ați plimbat de colo-colo, l-ați, am votat de fiecare dată tot ce ați dorit, v-am împuternit ceva, nu știu ce. Văd că acum din 4 milioane și dintr-o 1.000.000 de euro, l-ați dus la cât era acolo când l-ați arătat la comisie? 5 miliarde și așa. Deci, de la inițial, când l-am văzut la, la domnul Mircea Ambăroșe, valoarea euro s-a dus, aici, care, care a fost treaba? Și era pusul de schimb. Și vă mai întreb ceva. Ați mai, pentru refreshirea lor, ați mai cheltuit niște studii de fezabilitate, bănuiesc. Nu am cheltuit. Nu? Am atunci, diferența asta să explicați. Hai să mai explic. Acest proiect a fost lucrat în prima fază de către domnul... Nu de mine, dragul, nu, doamne. Dumneavoastră era prima dată. Dar nu a fost proiect, da? A, știu, nu, a fost lucrat este pentru... Este proiect, am vrut ăsta. Da, de acord. Am, cum a fost, el mi-a discutit ce proiect, da. Domnul Gelu,
dacă mi-a pus o întrebare, vreau să vă și răspund. A fost lucrat pentru PNDR, Programul Național de Dezvoltare Regională. Da. Nu s-a putut depune, de doar, nu era în sesiune, nu s-a putut depune în mandatul domnului primar. Automat, dacă proiectul era și avea avizii ce avea, trebuia să-l depune pe PNDR, pe altă măsură, că n-avea nu să-l depun. Pe PNDR, s-a deschis sezonul pe PNDR, am actualizat documentele împreună și cu dumneavoastră. Ați votat studiul de fezabilitate, dar nu e valabil pe niciun proiect european pe lucrări existente studiul de fezabilitate. Ne trebuie documentația asta care am actualizat acum și cu avizii care le-am luat de la Iași. Da, s-a deschis sezonul PNDR 2, pe data de 2 am depus documentația la Ministerul Dezvoltării și acum, când mă va chema să semnez finanțarea, trebuie să prezint și acest proiect de hotărâre. Ca primar al puterii dumneavoastră, estimați că acest proiect făcut de atâția ani și... În procent de 90% anul acesta, nu spun mai mult, că mi-au fost marge de eroare de contestație la licitații, de altceva, restul, nu văd niciun impediment. Deci în mandatul ăsta îl facem? Cred că am o semn de îndeplinit condiții să facem? Da. Sunteți primar al puterii? Da. Da. Bun, și asta vreau să avizăm, că nu-i s-o discutat pe lungim de geam. Bun. Mulțumim. Asta e o întrebare, domnul primar. Acest proiect prevede în sine asfaltarea sau și accesorile, șanțul, cimentate? Acest proiect implică recortarea din patul existent de pământ de balast pe anumite cantități și structuri. Completarea se face cu balast 18 cm, 15 piatră sparte, un strat de asfalt grosier de 10 cm și 4 stratul final. Și plus la Florești, din ce m-am uitat pe proiect, la pod, două poduri, și pe anumite zone care sunt la de bancă, șanțul periat. Ăsta-i proiect. Da, haideți să punem. Da, se pune la vot. Acest proiect, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Împotrivă, e cineva? Domnul Zâmpirescu, e pentru, da? Da, am ridicat. Nu că vorbeam cu bun. Deci trecem la punctul următor, la 9, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în modernizare rețea de iluminat public în comuna Scorțeni, județul Bacău. Despre ce este vorba? La acest punct cu iluminatul public. Dacă îmi permiteți să... E aceeași chestie ca și cu drumurile. Deci ce vreau să vă spun cu iluminatul public? Deci am depus și pe această pe o măsură la Ministerul Dezvoltării un proiect în valoare de 100 de milioane, cotă de finanțare de 2000 de euro din partea primăriei, de a înlocui tot sistemul de iluminat public actual cu lămpi cu LED, cu garanții care au garanții mari pentru a jumătăți consumul de curent, o calitate a luminii pe timp de noapte corespunzătoare și a nu mai interveni cu lucrări de reparații care ne costă pe noi din buzunarul bugetului lunar, larg becul, cheamă firma, schimbă becul. Deci, băgând un sistem nou, cred că o să fie în favoarea cetățenilor și în favoarea noastră că se face să reduc costurile. L-am depus, mi se cere această hotărâre, am depus anexa 3, deci anexa 3, de pe Cașani s-a cerut, o notă de fundamentare prin care am explicat clar de ce este nevoie pentru această lucrare. E un proiect nou acum, care da. Să facem primările, da. Deci trebuie să avem prin buget sau 2%. De 2% contribuție? Cu 2%, deci 2000 euro. Majoritatea primărilor din zonă au făcut. Dacă aici am văzut o chestie bună, vedeți, n-ați tot pentru informare, că noi încă zacem unde... și că modernizarea rețelei de iluminat public în comuna Scorțeni de sub Bacău, da? Eu chiar nu știam dacă, conform anexei 1. Anexa 1 din hotărâre, nu? Nu, la mine nu iluminează anexa 1. Nu, la mine, la dumneavoastră, iluminează. Știu, am înțeles. De asta trebuie urgent. Iar ați făcut un plagiat după cineva. Nu, e plagiat. Cum e chestia asta? Păi,
Păi da, dar țineți-o bine, luați-o acasă. Dar nu trebuia să o citim și noi, domnul, un pic, să pun și o întrebare acolo, domne, care-i treaba, care-i, ce viziune, ce se întâmplă în proiectul ăsta? Conform anexei 1. Iară tu pe cine vrei, dintre cei ai tăi copii, 5 copii ai tăi. Trebuie la început să știm să avem toate documente. Așa cum ți-a rog flu ăsta, vezi că... Acum am înțeles-o, dar eu dacă citeam și eu, poate puneam și eu întrebări. Acum n-am. Dar știți că unei lege nu-i copială, trebuie să facem cumva. Atâta timp cât putem face reduceri de bani în buzunarul nostru, este foarte bine, că știți prea bine. Este foarte bun. Da. Prima dată când am ieșit primat, așa am făcut, că am dat toate becurile cu vapor de sodiu, le-am dat la o parte și acum avem peste tot becuri economice. De-aia am fost și prima comună, ca să mă laud, PTN2C, cu stâlp la stâlp pus iluminat pilul, da? După care a venit Mărcinenul și foarte frumos, Mărcinenul a fost comună pilot cu problema iluminatului. Eu mă gândeam că vreți să faceți tot aceeași problemă. Dar dacă faceți cu LED-uri, eu gândesc că adică poate mai scăzi ce ceva. Dar faceți o leacă balanță, să vedeți, domnule, cât mă costă, mai dau eu 2000 de euro de la mine, dar eu zic că pe ansamblu să fie bine. Gândiți-vă că noi contribuim doar cu 2%, restul totul vine prin proiect. Iar toate lănțile acestea care sunt acum vor fi înlocuite. Sunt 700... Luați pe astea și le dați la remar și mai jucateți un bani. Câte s-au identificat? Aproape 750. Adică tot ce înseamnă... Haideți să trecem la aprobare, dar nu este pentru aprobarea acestui proiect. Toată lumea, mulțumim. Trecem la punctul 10 pe ordinea de zi. Deci vorba de cotizații. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală a patrimoniului Asociației Gal, Urmuș, Montana. Domnul primar, până în acest an, această structură nu era finanțată, nu cotizam la Gal. De aceea este menționat și în adresele care le avem. Trebuie să punem 10.000 de lei cotizație anuală la Gal. Și trebuie trecut în hotărârea Consiliului Local. Da. Anul acesta mi s-a alocat 52.800 de euro de la Gal pentru ce am discutat. Am discutat și în comisii pentru dotări, căminii cu așa, două părculeții, de aia de rămân și cămânul de acolo și automat, dacă primim, mai trebuie și să dăm. Deci există casă cu un punctual și asta e întrebat. Da. La Gal, aici la noi, noi avem stabilit o... Deci da. Cotizația nu e problemă, cotizația da. Se plătește. Deci asta nu e. Avem din hotărâri de Consiliul Local, din 2008-2009. Deci avem stabilit cu un scorțen la Gal valoarea în proiecte pe anul 2017. Am trimis anexa la Drici, am fost la ședință la Bereștanslău. Este eligibilitate la proiect pe măsura care pliem noi 52.800 de euro. Deci banii ar trebui... Deci ăsta e proiectul de care spune. Da, da. Dar noi, luat scorțeni la Gal în anul 2017, mai putem, în funcție de cota care o avem pe Watt, să mai depunem un proiect? Nu, atât. Atât? Atât. Deci asta e. Mă gândeam la buldozer eu. Îți 12 Watt-euri care au... 12 pe alte măsuri, domn primar. Nu, Gal, nu este. Nu, atât scorțenul, noi... Mai e o variantă și de... am înțeles, este varianta. Să mai faci și altceva, alte achiziții. Nu ai la îndemână acele măsuri. Promit eu că până la... Asta trebuie interesă la Gal. Vă dau... Nu, eu am văzut și la telefon. Proiectele europene. Proiectele europene. Deci dar numai atâta, Poate măsurile să vedem unde putem să mai speculăm și noi. Domnul Gelu, măsurile pe Watt-euri, vă spun că Galul, care de obicei, se axează mai mult persoane fizice. Da? Știm, de dezvoltarea tinerilor fermieri. Așa, dar și Watt-euri, atâta e măsura la care ne pliem noi ca Watt-euri, sunt 12 Watt-euri din această structură, care beneficiază de sume egale. 52.800 pe dotări. Altceva la alte măsuri noi nu mai putem să acționăm. Anul acesta nu, dar eu trebuie să ne documentăm. Îți documentat. Da? Da? Ok. Deci aici fără probleme. Deci nu, eu am întrebat, nu vă trebuie. Dotări. Mai sunt discuții referitor la acest proiect de hotărâre? Să punem la vot. Cine este pentru?
Unanimitate. Mulțumim. Trecem la ultimul care e scris aici. Noi mai avem încă două. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 de lei pentru încheierea de contracte de asistență și reprezentare juridică, pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică sau juridică autorizată pentru organizarea și desfășurarea licitației publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștilor aflate pe domeniul public al Comunei Scorțeni. Domnul primar, inițiator. Este vorba de a ne ajuta reciproc și putem recupera sumele care le avem de recuperat în urma proceselor de. Pentru, dacă ne trebuie apărători pentru procesul care avem pe rol cu apele române, și o persoană autorizată care să facă demersul și să ajute UAT-ul pentru ca ei de face și trebuie la dosar licitație. Acum supunem discuții? Domnul Cipriu. Aveți un proces în afară de cel cu apele române? Da, este procesul... Câte procese și ce? Ce procese? Mă, nu-i proces, e de recuperat suma care evaziunea fiscală din nu știu ce an. Din... Da, că doamne, au fost contabil. 2000. Atât. Și suma de 2 miliarde. Cu obligă legea să faceți așa ceva? Sigur că da. Executorul, deci adresa executorii, au venit executorii. Primăria s-a constituit în parte civilă atunci? Sigur. Da, ești copilat. Suntem obligați să plătim bani cheltuielile. Judecat, reprezentat. Da, dar după aia... Sfie reprezentat. Da, la proces de reprezentat. Nu știu că nu e proces. Da, aici e instanța. Punem la vot acest proiect de hotărâre și ne este problemă. Dar este o problemă. Dacă mai este o problemă, nicio problemă. Deci, facem angajarea asta, cu avocatul ăsta, cu persoana respectivă. Un contract. Un contract. Prestări servicii. Pentru ce spuneți dumneavoastră, până la final puteți să faceți și că e de sarci, deci dânsul nu ne angajăm numai pentru proces. Am spus că dar nu e așa ce faci, domnule. Nu e așa ce e o persoană separată, ăla e jurist, ăla e avocat. Deci primul e avocat și al doilea este o persoană care este specializat, e consultant în probleme de legea legislațiilor publice și este a doua persoană. A doua persoană. Bă, dar suma asta de 5.000 de lei nu este bătut în cui. Păi aia zic că ăștia sunt capți cu un curs de regulă. Deci aia sunt capți cu un curs. Dar aș vrea să pun și pe... Vom reveni, dacă e... Deci eu cred că, personal, cred că nu cred că o să ne ajungă 5.000 de lei. Da? În fine, o să vedem. Să fie o pornire, că o spun. Da. Așa. Despre concesiune de la ședința trecută, o să mai discutăm un pic la ultimul punct. Da. Probleme, interpelări și alte chestiuni. Acum votăm asta. Așa și dăm drumul în continuare, domnul da. Președinte. Da. Să punem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Așa, mulțumim. Și asta mai puțin. Următor, înainte de a trece la întrebări și diverse, mai sunt două. Două. Vă spun eu că sunt două. Una. Una este cu demisia domnului post-consilier de acum, Irinel. Care nu va mai fi consilier la UAT Scorțeni. Așa. Ne prezintă domnul primar de ce este vorba. Doamne, să știți de ce e vorba. Irineu și-a dat demisia și trebuie luat act, deci prin care și-a act, de demisia consilierului local, încă Irineu Gabriel și vacanțarea mandatului de consilier local. Și că... Supune la vot cine este pentru... Pe drumurile Europei. Așa. Și ultimul punct înainte de întrebări. Ar fi punctul cu schimbarea președintelui pentru următoarele 3 luni. Domnul Zanferescu Eugen va fi... Cine este pentru? Dacă așa am spus... Da, procedorul președintelui. Cine este pentru? Da, puteți să fii și împotrivă. Poate aveți motive, domn primar. Nu, poate nu să aveți drept de vot. Nu, nu. Dar să vă luați că nu-l pată, nu se poate. La diverse, la diverse, sunt niște persoane care așteaptă de la ora 8. Da. Vreau să vă spun o problemă, și acum și dacă poți să eu la punctul ăsta, după vot, vreau să clarificăm niște probleme la intrarea în mandatul meu. Da.
Dar întâi, haide, dacă i-ați invitat, să vedeți domnul Solea. Bună ziua! Da, vă rugăm, acum am... Fiți cu privire la apă, dar nu știu dacă nu știu, domnule. Foarte bine, intrați direct în subiect, cu ce vă doare? Da, noi... Că nu ne formalizăm aici prea mult, oameni, da, da, da. Probleme și trebuie să vedem care este problema și ce soluții sunt. Cred că se vede de acolo. Noi am vorbit cu toți vecinii de acolo, de culiect de apă dată, și ne-au lăsat și ne-au aprobat, din care două persoane, două familii nu sunt de acord. Dacă sunt majoritatea... Atât are Dan, vecinul, are acte făcute la primărie de domnul primar, contract de... Dar cum să aibă contractul? A depus o cerere? Da, s-a aprobat cererea? Da, bineînțeles. De cine am luat? Voi vă trageți la cimitir de acolo, din conducte, nu? Da. Și asta trebuie să traversa strada? Nu, dacă ne le dăm la domnul Tudor... Nu-i dau voie oamenii treci cu bucățile lor. Nu. Asta nu-i problema noastră atunci, dacă trece prin domeniul privat. Uitați-vă. Deci domnul Tudor, din curte de la el, este de acord, trecem la domnul Tudor, direct la Dan, ăsta, Drăgoi în copii, așa, și toată lumea este de acord. Domnul Mitic Antoche și cu domnul Marian Crăciun nu este de acord. Ceilalți, prin unde treceți? Da, nu, domnul... Doi, nu. Deci oamenii ăștia au apătras, dar nu ne interneam pe economica. Ei spune că după aceea nu se mai avea... Ei, debitul. Problema este mult mai complexă. E foarte complexă. Foarte complexă aici. Sunt două probleme care se bat cap în cap. O dată, dreptul cetățeanului la care îl dă Uniunea Europeană. Și noi. Da, deci toți cetățenii trebuie să aibă apă, clar. A doua problemă este capacitatea redusă aia, a... Aia să spuneți prima dată la oameni. Aia instalației de apă. Aici ce înseamnă? Este un singur puț de apă, i-am spus dumneavoastră să vină cu datele. Exact capacitatea puțului de apă. Așa. Care este parțial colmatat. Acum, în momentul de față, nu ar fi o problemă să mai racordeze încă vreo 50 de cetățeni. Dar să nu uităm că vine vara, perioada de secetă. Atunci, debitul de apă va scădea. Așa. Ultimii beneficiari vor fi cei din vale care vor avea apă. Iar dealul, care e o problemă, acolo, într-adevăr, seacă fântânile, nu vor mai avea apă. Acum, nu are nimeni dreptul să vă restricționeze voi, ca și cetățeni ai comunii, ca și ceilalți de pe deal, domnule, îi secetă nouă cei de pe deal, le închidem apa. Nu poți să vă închidă vouă apă pe vale ca să aibă ei acolo. Deci este o problemă foarte delicată. În al doilea rând, partea de conductă de care vă legați și dumneavoastră, așa s-a făcut atunci după Revoluție. Instalația de apă a fost făcută pe timpul comuniștilor pentru cele două blocuri. Faptul că avea o capacitate mare, și ca urmare a secetei care au urmat în anii 90 atunci, s-au racordat și cei de pe deal. Așa. Cum? Conducta lor. Ei au cumpărat-o, ei au pus-o. E, ulterior... S-o lega fiecare. Da. Au mai fost cerințe. S-au mai legat. Așa. Dar să nu uităm că s-a plecat de pe conducte de 4 țoli, a mers pe 2,5 țoli până la... la tata acolo. După aia s-a legat Mihăiță Vrote cu un țol. Din ce în ce mai mic. Așa. Iar după aia a revenit, cred, la 3 sferturi de țol. La 3 sferturi. Așa. Ceea ce este puțin. Deci, voi veți avea, de exemplu, la Macar un deal, nu va fi presiune de apă. Deci, trebuie să o gândim foarte bine. V-am spus, toți cetățenii au un dreptul la apă. Dar capacitatea este foarte redusă. Deja nu face față. Deci trebuie să o gândim foarte bine. Asta ce înseamnă? Am vorbit cu neavoastră. De colmata puțul ăla. Care necesită un utilaj. Ok. Și acum pentru domnul Macaru, că nu are apă, rămâne în restul.
Dar nu-i corect. Că omul ăla, nu, dar omul ăla a plătit conducta din banii lui, ca să aibă apă. Dar de asta vă spun, sunt multe chestii care se bat cap în cap. Ok, dar nu în același timp 70 de... Deci eu, cel când am fost la acolo, când m-ați chemat dumneavoastră, vin cu rugăminte, așa am venit, și-o vedea acordul scris oamenii, și nu-i nimeni împotrivă. Dar e problema de cheltuia la lor. Și te nu poți să-i impuni, nu să spun nici pentru o semnătură, băi, leagă-te la apă, că omul a investit în zava aia, știi, și vă înțelegeți. Nu-i vorba numai de ultimele acordați. Dar nu. E dificil, pentru că și ceilalți, da, NASA, Andrei și care mai sunt acolo, au dreptate și ei, au dreptatea lor, nu știu cum să zic. Și nu am investit toată să bani acolo, da. Că au fost de acord cu noi până în ultimul moment. De acord cu tine. De acord cu tine. Dar cine din primărie v-a dat acordul ăsta, fără înainte să se întâmple? Eu am un contract. Am un contract. Și ați făcut ce? Dar cine l-am? Da, dar contractul cum a fost, fără să furnizeze apă? Deci, a fost făcut contractul. A venit. Când a venit domnul? Acum vreo luni de zi. Ce v-ați spus? Vorbiți cu vecinii? Mai trebuie făcută ședințe cu toți oamenii care avem. Doamne, hai să discutăm că problema cum este. Deci, noi când ne-am apucat de treaba asta, ne-am băgat 1000 de euro până acum. Eu, băiatul ăsta și cu vecinul. Și așa au făcut așa. La rândul când ne-am făcut treaba asta, ne-am dus la Nea Emil Tudor, că el avea un segment din conductă care era de pe vremuri, era pe bari. Așa, spune, băi, vine și vă legați, vin cu specialiști și legi de la mine din cămin. Bun. Acum, nu a făcut prea nimeni gălăgie. Unul care a fost mai cu scandalul a fost medică, sau lui Antoche. Cristinel, ne-am întâlnit azi cu el. Băi, de atât, dacă cumva se întâmplă să rămân fără apă, eu vă tai apa. Acum, nu e nimic de atât de absurd. În momentul când, spre exemplu, o fi vreo secetă și nu mai avea nimic, păi nu mai avea nici nu mai avea nici noi. Asta este. Ei, dar aici, noi de fapt avem și acei care sunt probleme. Să aveți discuții tot timpul cu treaba. Da, ei au apă de 20 de ani și noi avem deloc. Și dacă o să rămână fără apă, și o săptămână, două. Dacă îmi dați voi, Cătăle, de ce n-ai făcut? Deci cum făceam înainte? Venea Nenea Lichie. Dom'le, vreau să îmi pun și eu să-mi trag apă. Da? Foarte bine. Câți a, du-te la Doina, ia tabelul, câți oameni avem trecuți acolo? 132. Te duci și ceri de la fiecare acord. Dom'le, uite, vreau să-mi pun și eu apă. Bun, dacă din 130 cât sunt, îi semna omului 90-100, așa, dom'le, era o chestie bună. Dar înțeleg de acum aici, că n-au fost, le-ați făcut contracte în ce bază, nu știu cum, așa, sunt doi care le dă voie să treacă pe teren, doi sunt care nu. Păi ne batem cu ei în tapă ca infanteristul, da? Dom'le, du-te, domne, și spune în felul următor, dă-i tabelul în mână, domne, așa sunt oameni, și trece pe la ei. Pentru că cine? Lică spune destul de bine. Și știi și tu destul de bine că bazinul ăla de acolo nu se mai poate duce atât de mult. Nu duce, pentru că ăla a fost făcut pentru blocul, școală și toate astea. Da, 10 tone. Dar dumneavoastră așa ar trebui să faceți. Mergeți la fiecare, stați, deci, băi, oameni buni, cum ai matale, vreau și eu. Că nu mă apuc nici să stropez cum fac alții, nici să fac alte chestii de spălat, tractoare și alte treburi, da? Eu am nevoie pentru acasă, dar toate astea. Că mulți merg în ideea și spun, dom'le, atâta timp cât s-a pus apometru, doar eu plătesc. Păi aici nu curge non-stop. Omul ne-a... care se ocupă cu, el merge de 2-3 ori în vale ca să ne umple bazinul. E adevărat, domnule primar, sau nu știți? Da? Spuneți-le oamenilor, încă o dată, vin și spun, nu-i mai purtați pe drumul, spuneți-le despre ce este. Domnule primar, câți abonați aveți la APA acum? Da. Păi acte. 125. 125. Deci, cu contract, da? Bun, care plătesc curent? Să și răi da. Bun. Ce se fac? Doi la mână. Care este capacitatea ca această instalație, cum spunea Mircea, să ducă. Se ducă. Vă spun eu, nu-i mai cu 200. Păi nu, 10. Așa nu, nu, dar a venit, am avut control să... Trei la mână. Rețeaua de apă în comună, asta, aducțiunea vale, din vale, a fost dezvoltată haotic. Adică fiecare cam cum... Și-o avut țeava. Și-o avut țeava, oamenii au suportat din buzunar, au fost ajutați. Bunica Maria dădea la fel că ăla, tu da. Care lua două fost de la de primărie, așa au fost preluată de pe, la vremea cu CAP-ului, cu asta e, oricum era un lucru bun. Nu bun. Deci asta e treaba. Deci în momentul de față trebuie să facem o analiză foarte clară. Au acometri. Să discutăm cu oamenii care au niște probleme și cu ceilalți care se opun.
Să le dăm voie, dar trebuie să vedem foarte clar dacă instalația asta, noi putem să o mai agradăm, să rezolvăm problemele, că de pe urmă vorba nu ne atingă, o să rămână toți fără apă. Crapă toată. Înțelegi? Deci asta e treaba. Aici intervine primăria. În avizarea ei, în funcționalitatea ei, în dezvoltarea ei, capacitatea. Eu merg o avizare și asta doar le-am stabilit din buget. O să... Bun. O să vedeți asta. Acum, oamenii ăștia au venit aici cu durerea asta. Care? Propunerea mea. Care se opună acum, în momentul de față, ca să trecem peste treaba asta și până să intrăm profund în problemă și să o scoatem să fie cât de cât funcționabilă, trebuie discutat de dumneavoastră personal cu ei. Sigur, ei vor înțelege. Când te doare capul într-un stat, te duci la popă și la primar. Asta e treaba. Nu se duc în altă parte. Eu am fost la doctor, nu? La doctor, ți-a pare deja. Am fost la ieri, nu? Da, în da. Teritoriu. Și le-am spus. M-a dus. Dar am văzut că și ne-a Tudor devenit reticent când nu mai vrea. Domn primar, dumneavoastră spuneți-le oamenilor că în perioada care urmează avem toată atenția în Consiliul Local să clarificăm anumite aspecte de legalitate, de modernizarea instalației. Nu o lăsăm, că am văzut cu atenție în dezvoltare, în investiții. Da, am văzut. Bun. Deci vom interveni acolo pentru dezvoltarea ei, pentru punerea în funcționalitate. Dacă sunt două, trei persoane care au cheltuieli de bani și au pus bani în zahăr, să discutăm cu ceilalți, să fim cetățeni, să fim solidari, să fim cu toții în aceeași problemă, ca să poată să funcționeze treaba. Iar noi avem obligația după aia să o facem, să nu ajungem în situația în care să nu vadă apă. Dar că oamenii, de fapt, nu că se opune pe problema asta care ceva cu neatic. Nu, sau și chiar și rămân fără apă. E frică că e rămân fără apă, domnule. Atunci facem un fel de părere. Părerea mea. Dar cauza principală este dezvoltarea ei. Auzi, părerea mea. Are țele. Da, preluată. Asta e treaba. 30 de ani. Nu asumăm toți asta. Ce vreau să spun? Facem un fel următor. Cum a zis domnul Andăruș, mergem la doamna Doina sau la cine are evidența cu abonații. Da. Și dacă veniți cu 60%, majoritate... Este foarte complicat. Domnul primar. Este soluția mireia. 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 Tăiem țava să nu mai avem nimeni, ia? Eu zic, mai discutați pe aia. Și atunci, da, încerc să discuți, că sunt două variante. Mă duc să discut cu oameni. O singură persoană e mai tare ca restul, ce facem aici? Tăiem țava să nu mai fie nimeni, la bușca. Cum spune să faci? Cel mai corect. Noi nu suntem. O secundă. Mă dăm și o presă și am și o experiență vieții. Nouă ne trebuie acum, domnul primar, să ne pună o rezoluție pe contractul ăsta, pentru că domnul Tudor o să zic, mă băieți, vine și vă legați aici la mine, iar eu garantez că mai puțin de două atmosfere jumate nu va fi în coloană la mine. Eu am vrut două cămini. Domnul primar nu poate să îngirie de așa ceva. Și cine poate să garanteze? Cine e capul? Domnule, dacă nu mai fi, nu vor mai veni persoane să legem în continuare. Pentru că precedentul a fost așa. Adică cum mai am avut tu? De ce să luăm? Ce facem după aia? Nu mai legăm pe nimeni, este corect. Că nici noi nu făceam lucrarea asta, dar a fost toată lumea de acord. La un moment dat, când a fost 90% finalizată lucrarea, s-a sucit la 90 de grade. O singură persoană, domnul Tudor a zis, eu nu vreau să mă cer cu vecinii, eu vă dau voi, dar nu vreau să mă cer cu vecinii. E un lanț a slăbiciunii. Domnul Tudor este capătul de mai întrebat. Adică nu mai comenta nimeni. Nu mai comentat, o vine și peste ea la Macaru azi. De ce? Și nu mai comentat. Dar asta am comentat, a venit personal și mi-a spus. Băi, ce facem? Domnule, dar ce aveți de pierdut dacă vă duceți dumneavoastră cu lista să cereți semnături? Nu va fi nimeni de acord, doamna. Atunci? Nu va fi nimeni de acord. Dacă o singură persoană a făcut halaiul ăsta, dar 100, nici nu. Păi și atunci, nu putem să ne asumăm. Domnule, dar dacă noi mai venim 3-4 la acorduri, e în beneficiu primăriei că mai dăm un bal la primărie. Nu e un beneficiu, e în defavoarea celorlalți. Și în contractul ăsta aici scrie destul de clar. Contractul ăla este nul de drept. Nu a fost să defilezi cât vrei tu. Nu, eu zic cel mai bine să ne legăm astăzi. Și dacă nu va fi presiuni, eu prim apă și s-ar da de bună. Am pierdut 10 milioane și asta este. Atunci facem altceva, domnule. Dacă nu ne-am luat cheltuit. Instant, atunci tăiem țava și partea asta nu mai are nimeni apă. Noi nu suntem din comuna Ardioan și ăștia din comuna Scorțeni.
Domnul primar, dar... N-am înțeles. Acești oameni nu sunt toți cetățeni ai... Dar suntem cetățeni de-a lui. Plătitori de taxe și impozite. Adică eu dacă îmi fac un cazul... Și-am făcut-o și din propriul nostru bani. Vreau să mă leg și eu la apă. Adică ce nu am dreptul că s-au legat de acum 5 ani ceilalți. Adică ce îi lasă să vină din ziua o baie de 20 de ani? Noi stăm și nu le-au auzit. Asta este problema. Problema lui este că nu știu să facă la cimitire. Este un singur rezervor de 10 tone, da? Nu face față. Am înțeles de ce nu se mai mutează cu un rezervor de 10 tone. Exact ce vorbeam de investiții pe așa. Deci, am vorbit de modernizarea acestei. Mai te dă o pompă. Dar 100 de persoane, 100 de familii, poate să fie așa și încă 4 familii mai poate? Altă mănâncă până întreagă, noi nici curmă. Mai chinivoare, așa vă spun. Chinivoare. Chinivoare nu există, domnule chinivoare. Problema nu e chiar așa. Nu există. Nu e că mutații trimiți pe 1 la 70. Păi dar niciodată nu. Social vorbim, se creează discuții, se creează certuri cu oameni. Pe urmă am la iarnă și patru nu mai poate. Căutați un specialist să fac o analiză a conductei și să vadă exact dacă, într-adevăr... Vizual și verbal din toate, dacă conducta ar suporta încă o parte din cetățeni. Deci instalația de cine se vede este în limită. Adică puteți da o credere și oamenilor care iau apă, că altfel oamenii spun că dacă nu mai este, dar venind un expert la fața locului și dând un rezultat că conducta respectivă. Ba mai putea duce cât la cetățeni. Să spun eu care deci am spus la început, conducta acum, în momentul de față, duce, că este apă în sol. Ce vom face la vantă? Asta sunt probleme este delicate. Deci voi aveți dreptul la ca orice cetățean, dar trebuie și la noi să le dăm dreptate. Cum și la domnul Vică. Să facem în felul următor. De ce asta să bei 5 tone de apă pe lună și eu? Da. Le punem un barier. 20. Fiecare are voie. 5 familii are voie. Da, nu. Cine care alegează? Nu ce care alegează apă și bară. Că un om va consuma numai 5 metri de apă. Nu poți să mai consumi 5 metri. Atunci, domnul Zagrescu. Ascultați-mă de bună. Nu poți să o cană. Au avut un abonat. Conducta este împunerică în fiecare și au făcut conducta lui nou. Exact ce am făcut și noi. Noi am făcut conducta nou. Acum 263. E nou. Cine care ar viață? Are viață la sigur la fa. Care va? Cine va? Cine Dacă o să rămână de apă fără apă, o să rămână și vară. Dacă tu suferi azi, mori de foame, mor și eu cu tine. Care e problema, domnule? Noi suntem cetățeni ai mărginenului și ăla al scorțenului, la urma lui. Cât sunteți de toți? Voi o să ajungi cu apă și aia. Vază, care au contribuit la toată comunitatea. Suntem toți abonați. Câți abonați? Avem 120 și... Eu, de exemplu, tu trebuie să știi. Instalația asta tehnică, cât duce? Mircea, cât duce instalația? Nu pot să știu, că nu sunt pe meserie cu treaba. Nu, dar voi ați făcut totuși niște expertize. Nu expertize, am schimbat conductă vreo 600 de metri care tot se spărgea. Pentru autorizarea ei sunt convins că indicatorii... Da, iar oamenii, haideți să vă spun, și când a fost 100, când au venit meseria și au zis că deja e prea mult. Și când au fost 100. Da? Au zis chestia asta, sincer. Dar în rest, eu ce am putut să fac când eram când se plângeau bătrânele că ele duceau doar o găleată și plăteau tot 3 lei, am venit și am pus apometru general sus la bazin, cel care consumă să aibă apometru în casă și cu regula de 3 simplă, mergeam și plăteam curentul, da? Ce nou au făcut contract acum? Nu, dar nu nouă ești, domnule. Nu, au zis un 4. 4? 4 ești. Cei care se opun sunt... Dar nu mai este, mai este. Nu e competența consiliului local. Nu e, domnule, doar discutăm acum. Puteți să interveniți, să discutați omenii. Oameni. Da, da. Omenești, vedeți? Ceilalți de acord, eu le-am spus și la nimic. Să știți că noi acum suntem într-o situație în care noi vedem pe ansamblu, așa că, de fapt, suntem noi vinovați toți că asta nu e regulă, că nu e la dimensiunea care trebuie. Bă, oamenii, stați că nu te gratis sau un pic. Dacă este conducția oamenilor și nu vor. Nimeni nu vă împiedică, de exemplu,
vă acordați direct din rezervor. Atunci n-ar nimeni ce să mai zic. Nu-i conducta oamenilor. Bă, îți faci conducta. Eu sunt de acolo. Direct din rezervor. Nu mai trebuie nimic. Așa am făcut. Așa am făcut. Dumneavoastră, așa am făcut personal. A spus acum, știi ce a spus? Nu, nu sunt de acord. Nu, asta va conduce un haos. Nu, dacă v-am spus chestia asta. Deci rolul nostru este doar consultativ. Atât. De acord cu tine. Deci este conducta oamenilor, mergeți să transmiteți. Știți care e treaba? Că ei au plătit, cei care au plătit. Nu aici problemă. Poate că sunt subsidiar, există o pretenție financiară să le dați niște bani. Și au plătit. Nu s-a pus toate treaba. Nu s-a pus problema de așa. S-a pus problema din prezimul. În fața primarului cu cei care se opun. Vreau să spun că nu au asemenea deci, pretenții, nu văd de ce n-o sting. Nu, problema nu este pretenții. Bani, nu sunt bani, este că nu rămân fără apă, că n-au presiune. Asta e problema. El nu are chef să nu facă baie din cauza lor. Atunci, te duci la el. Asta e problema. De la ultima, Vică, ce, de la ultima conductă mare, deci de patru țori. La mine aici era. De acolo, da. Încolo, da. Acordul la, tuturor. La tata Rodica, acolo. Sănătate! Vrea, de la acord dincolo, cine este? Mare, sau acordul se vede. Acordul celor care și-au tras de la patru țori, da? Deci a plecat și Ion Gheorghe. Deci noi când am venit în sat, prima dată am tras apă. Eu. Deci au venit cu o mașină cu... Așa. Și toți s-au tras după urechii după aia. Câțiva au plătit, restul s-o tras toți după urechii. Ia-te, cât sunt pe tronsonul ăla în amont. Acum ai inclusiv. Tot plătit lumea nică. Și Costelul plătit care a venit cu urechii. Înainte. Acordați. Deci, nu s-o tras de la... Adică, ce vreau să tras de la mine. Cum a stat 3 ani? A mai plătit toată 20 milioane când a fost din contract. Deci o punem la vot. Treaba asta în Consiliul Local pentru cei 4 oameni. Da, atât să ne cine este pentru? Da, nu e de competență. Eu sunt de acord să aibă apă. Primarul ia act de ce am spus aici. Sunt de acord să fie de acord. Sunt de acord să aibă apă. Dar nu-i de competența Consiliului Local, după aceea e de conductă de acolo. Ei n-au să ducă. Vin în Consiliul Local la primărie. Unde vrei să-i trimite? Te puteți condiționa să folosească foarte de ăștia. Am zis, domnule, ne legăm și dacă nu, dar eu garantez. Eu garantez. Eu garantez. Eu garantez. Eu garantez. Eu garantez. Ei au spus că nu sunt pretenții financiare. Exact acolo le-am făcut o semnă. E oblig. Sunt una, două persoane. Primarul discută cu cei doi. Noi nu m-am toate, domne. În rest, Crăciunului că ești cu mătrul meu. Cristi a vorbit în drum acum. Dar nu e un problem. Domnule, chiar aveți ceva împotrivă să aducă scris? Sigur. Dacă da, sunt de acord, nu avem nimeni. Uitați, lăsăm tămâna din doare. Și acum dacă mai e ar fi o rețea avocată la un urmă, din competența mea. Dacă cineva vrea să raporteze din conducta ta, este din conducta ta. Dar eu sunt de acord să aibă apă omul ăla. Dar trebuie să vină să roate de tine. Deci, băi, nu mă recomandă. Nu mă recomandă din locul ăla, amică. Cine a vrea? Eu sunt de acord să aibă apă omul ăla. Conform poți să se branșeze, dar ca să nu fii discuți, trebuie să discut cu oameni. Cu cei care au ceva de comentat. Exact. Eu spun și părerea. Avut cu acolo. Știți care e viziunea dumneavoastră pe anul ăsta? Cea noastră, ce am hățărât, că vrem să dezvoltăm, să întreținem asta? Oamenii o să spună, da. Nu înțeleg nimic.
Cine au fost împotrivă? De asta stați puțin, nu împotrivă, spune-ne de. Nu, păi aici ai să se menționeze exact cât sunt pentru, cât sunt împotrivă. Pentru că eu nu vreau ca toți oamenii din amonte de locul ăsta vor veni la primărie și eu nu mi-asum așa ceva. Credeți-mă. Deci eu nu mi-asum. Pentru că cel care va fi Mihăiță Vrode, da? El va tăia conducta de acolo. Deci Mihăiță Vrode e de acolo. Băi, tu mă lași, Irina? Eu atâta timp cât nu văd scris că domnul Vrode Mihăiță este de acord. Domnul Cristi, Cristi și tău este de acord. Macarul Cristi este de acord. Eu am spus, deci o persoană care este împotrivă este Tănase Andrei. El nici să aibă și eu disemnă mapă? Vorbește cu eu. Mă duc la scumă. Ce este? Nu mai îl face parte din comuna Sfârcei. Nu îl face parte din comuna Sfârcei. Restul, vreodiu. Din cine ați înțeles un lucru? Dar nu înțeleg de acord să ai apă. Dar conducta aia este amor. Cum pot eu să iau decizie pe proprietatea lor? Domnule, dar dacă toată lumea este de acord, o singură persoană, hai să ne înțelegem, domnule. Nu-ți vorbește cu Tanasa Andrei, care este împotrivă. Dar mai bag un pic în față. Nu știu, sunteți neapă. Deci votăm, dacă vin cu lista respectivă. Atât. Eu cum pot să zic ca să pună... Nu, domnule, eu mă duc să-i conduc, așa v-a ajuns tot la mila oamenilor. Dacă o capăt lăsă, am zis, măi, un votăm și nu are nimeni apă, adică 120. Atunci aveți cuvântul meu din om, eu urc în deal acolo la cimitir, ți-ai coloana și nimeni... Trebuie să duc să mă mai aibă oamenii care vreau să-i apă la 72 de ani. Uitați-vă bine. Merge toată lumea, stai de deal. Consulta aici nu este a ta, în primul rând. Aveți cuvântul meu, nu am o amendă penală. Nu am nimic. Îs curat curățel. Mergem în deal la cimitir, tăiem apa, să nu va aibă nici comuna asta apă. Pe cum adică? Să aibă numai blocuri. Numai blocuri să aibă apă. Ce ai împotrivă? Să te duci. Să cer semnături la cei care sunt... Mai dacă cu caura acolo, dacă mașina ta este pe drum public și vine cineva să o strice, îți convine? Că e proprietatea ta de pe drum public. Dar conducta este a lor, am dat bani, măi. Eu vreau să mai sunt pe drum public. Eu n-am nicio treabă. Să nu faceți voară prostii, mâncați, dar o să o regretați. Dar tu îți scrii, dacă nu ați vor, ca să știi. Păi tu, alea două, e dreptul lor să fie împotrivă? Ce au dreptate? E dreptul lor să fie împotrivă? 100 poate să fie 25, apă numai 4 persoane, nu ultimele 4, nu. Ce să facem? Câți mulți alți au scorțeni au? Așa cei care s-au legat. Adică care stă, care e la deal, care e la deal, are apă și care e la vali... Și cât sunt care legat, care nu știe nimeni? Au făcut și pe sub stradă, au mers... Și nu știi nimeni de chestia asta. Și bine, uite, informează. Cine? Spune cine? Eu nu sunt cu ciocul, am vrut să zic toată. Asta e vârfă, asta e vârfă. Duceți-vă de exemplu. Duceți-vă la Radu, care s-a deschis. Uite vecinul meu și îmi pare foarte rău. Că vorbesc cu niște chestii. Mai sunt de la Jigău, iar de la Nedel, cu niște... Aia cine știe de ei? Jigău, dacă zici de Cristiș, are puți forat și nu știa. Cu totul, nu, n-am vorbit din domnul Jigău. Păi ești în zonă. Băi, adică, dacă oamenii au fost de acord ca să aibă apă, cine spui tu, vecinul tău acolo? De ce n-ar fi de acord? Și mi-ați voi. Păi, adică, la aia, de ce vreau de acord? Dom'le, dacă n-au zis că domnul Tudor... E milă ăsta, vecinul nostru, bă, veniți pe bărbarii de la primărie și eu m-am băgat în cămin, ia să faci și grădina. Eu nu am treabă cu oamenii. Asta să faci și grădina. Păi să vină de la primărie, dar nu poți să-i înlocam. Păi, dar cine? La primărie cine o reprezintă? Cine reprezintă tu, mă, zici primărie? Eu am un contract în bază la niște legi. Că acolo spune primăria, ca și instituții, da? Ea are în custodie, este o legătură. Ia stai și o luăm noi așa românești. Dacă stan, Dumnezeu să lepte, au posibilitățile, lui treaba nu mă interesează pe mine. Și-o adus apa până în curte? Da. Așa. De la Valiu venit până la Tarase. E în domeniul public. Nu este la o gradă la Tarase. Nu e la...
la el în bucătărie. Așa. Dar și-au pus banul. Și eu acum dacă am pus cu oamenii ăștia 1000 de euro, noi nu avem dreptate. Eu sunt de acord, dar conducta lui proprietatea mea, cum pot eu să iau decizii de proprietatea altui om? Păi și atunci cum? De asta Consiliul Local ia decizii. Noi ca și Consiliul suntem de acord să aveți apă. Întrerupeți-le apa lor și atunci ei va fi de acord cu noi. Nu, ascultați un pic. Nu trebuie să mai lungim, că așa lungim la nesfârșit. Duceți-vă, luați acordul. Tu, doar, cine mai este acolo? Mărinii, cine mai este? Cine este? Dar el trece pe curtea lui acolo. Crăciun, Cristi Macaru, cine mai este? Noi ne-am legat de la acorduri, ne legăm. Am avut să vezi conducta, am pagat țeava, avem o sămână azi. Hai, 10 acorduri. Rubinet, șansă, zapate, în care, două tururi la oameni. Dar dumneavoastră, pe cine? Dar cine vă? Asta e? El a venit cu contractul. De ce scoți contractul, băi? Da? Dar voi, ca să fiu și o acoperim măcar cu 80%, îmi aduce la neapul de o scris că e de acord, îmi aduce acolo de la Marian și cu ăsta vorbesc. Și cu Macar. Cu Macar. Macar. Atât. Atât. La ăsta mă duc eu la regimul. Da? Hai văzut ce și-o am ideea. Asta e, este domnul, am cei mai scos. În două cruși familie. Atât. Sunt de acord. Da? Aduci, Irineta. Aduci, Irineta. Oamenii trebuie să plece cu conceptul primarului de aici. Domnilor, eu am spus așa, cu persoana Antoni și discut eu, cu ceilalți dacă sunt versiile acolo, mi-aduci două cuvinte, semnat, pac-pac și te legat la cu ăsta vorbesc eu cu Antoni. V-ați rămâne, da? Păi da, dar lunea Tudor îi trebuie una, ceva scris, că el a murit de voi. Ne-a negat, domnule, ne-a dus până acolo cu țeava. Ne-am dus în Bograda. Înainte de legare, să nu fii... Merge, domnul primar, sau de șeție. Dar trebuie ceva de așa. Dar îi lași servici acasă. Domnul primar, măi, interveniți astăzi. Dar numai să-l găsesc cu om. Și-o scoateți rezolvă. El lucrează la petrol, ce să-i discut cu el. Dacă nu găsesc acasă, sunt și ea. Nu am eu treabă cu el. Nu pot, domnule. Nu se crea situația asta dacă... Ai spus, așa ai spus, când o da voie toți. El a venit primul acum vreo luni de zile, o zis că mie mi-a dat voie. Ei, din lângă el, acum am înțeles că nu era sustenabil financiar, să leagă și oamenii ăștia. Am avut putere. Și s-o ajuna, atunci s-o întors și lumea. Au ajuns de 38 da. Milioane de oameni. Deci, noi de genul ăsta o să mai avem parte. Da. S-o rezolvăm, suntem înainte. Eu mă duc la... Tudor, domnule, că am treabă cu voi. Tudor, am treabă cu voi. Iar tot ce eu n-am rugat, nu dea voi între ei. Și nu vreau. 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 Bun sănătate. Bun sănătate. Bun sănătate. Haideți să continuăm. Da. Haideți să... Domn primar, continuăm. Am votat aia, vreau să vă exprimez câteva gânduri care vreau să le... Dar repede, pentru că ascultăm. Da. Deci, ascultați un pic. Cineva s-a dus cu diminețirea frecă. Haideți, vă rugăm puțin atenție, domnul. Bine, ce se vede? Vreau să... Vreau, doamna Nacisa. Îi mulțumim lui Ovidiu Hagi, mă, pentru mandatul care l-a făcut. Omul care este în fața noastră președinte, mi-a propus foarte mult la el, faptul că este tipicat și l-a semnat ca primar. Deci, domnul Ovidiu, din punctul meu de vedere, a ascultat un mandat calm, frumos și apăsat. E foarte bine. Gândurile mele, pentru mandatul de președinte la Consiliul Local, da. Le spun și este în ajutorul nostru al tuturor. Și nu să mai discutăm despre reproșuri, despre nefuncționalități, dacă vom face cu toții, ne înhamăm la această căruță care e mică, nu-i mare. În perioada care urmează, nu mai avem discuții, am stat cu primarul și la ședință, nu mai avem discuții vis-a-vis de modul de desfășurare, și cum facem ședințele din punct de vedere organizatoric. Nu mai știm alba neagră, că nu suntem oameni ultima care vrem ceva pentru comunitate. Vom face, domn primar, așa cum am stabilit, da. O ședință extraordinară
în prima decadă a lunii, până în 10 de regulă. Da. Și ședința ordinară, deci cu ședința, cu ultima, comisia, ultima joi din luni. În ultima săptămână, să nu ultima spun ultima din luni. În ședința extraordinară vom atinge probleme cu o dimensiune mai mare de discuție, urgente. Dar urgente, dacă sunt în număr, în număr de 1-2 probleme, da, maxim 3, da, în ședința ordinară, lunară, care ne direcționează către o bună rânduire administrativă, le atingem pe toate acolo. Da. Cu ședință de comisie. Deci aici nu mai vreau să unic secretarul. Păi își face documente pentru... A, e doamna Niculina. Da, e ok. Să uită pe filmare. Deci, da, în momentul de față, deci pentru pentru documentele de comisie, doamnă. Deci vă rugăm o implicare mai mare. Ați văzut la care la pregătirea și dumneavoastră să verificați. Dar o să fim aici. O să lucrăm mai mult cu dumneavoastră, cu viceprimarul, cu secretarul și cu mine. O să, când stabilim ședințele, o să le stabilim de comun acord înainte, o să stabilim de comun acord ordinele de zi la ședință. Și atunci discutăm și cu secretarii amândoi, pentru că vă rog ca să, prin într-o dispoziție, să o numim pe doamna Niculina, să-l ajute un timp pe domnul, pe domnul Danilă, în așa fel încât să prindem un ritm corect și coerent în treaba asta. Deci, scrie și în lege că la nivelul secretarului UAT și al Consiliului Local are voie la o persoană chiar și încadrată. Nu ne gândim la încadrare când avem bani, dar măcar printr-un cumul de funcție și până vedem față de doamna cum putem să ne recompensăm în viitor pentru o activitate suplimentară, că la dânsa este cumul de funcție. Ca în acest fel să creștem calitativ valoarea ședințelor și a tot ce discutăm aici. Să da, nu mai ne întrebăm de ce aia nu e aia, de ce aia nu e aia. Pentru că ați văzut, este clară treaba, când s-a ocupat doamna Niculina în lunile, da, am fost ok. Da? Pentru colegi, pentru consilieri, vreau să vă rog ca fiecare mai avem probleme, mai lipsim la o ședință, vreau așa, în primul rând, când știți că nu veniți la ședința de comisie sau ședința din asta, să vă informați liderul de grup, de partid, să vă informați secretarul sau pe mine personal, în calitate de președinte, în așa fel, încât cu o zi, două, înainte de ședințe, să știm pe ce oameni contăm la ședințe. Pentru că vreau să eliminăm o chestie care poate apărea oricând, convocăm ședința Consiliului Local și vin numai 5. Că ai la 7, 8, au niște probleme. Asta e. Și atunci nu-i mai cărăm pe aia 5 să vină să stea nemulțumiți pe aici, că pot apărea chestiunea asta. Deci, neinformat reciproc vis-a-vis de prezență, că nu trebuie să ne dea nimeni acolo. Ai o problemă, asta este. Nu-i... Da? Iar vis-a-vis de ceea ce discutăm în ședințe, vă rog pe colegi să... Și asta o să încerc să fac, să vă solicit punct de vedere la toți pe orice proiect din ordinea de zi. Pe orice problemă din ordinea de zi. Adică, dacă până acum spuneam cine vrea să discute despre punctul de proiectul de hotărâre, acum o să vă rog să ne implicăm mai mult ca fiecare dintre noi, începând din capul meseroa ta, să spunem și noi câte ceva, dacă acel primar, acel proiect inițiat de primar e bine, are ceva de adăugat, vom crește în încredere reciprocă, primarul va fi mai determinat în ceea ce îi aprobăm și vom lega o poeziune mai modernă și mai eficientă în echipă. Corect. Deci asta sunt gândurile la început de mandat. În altă ordine, începe, suntem într-o perioadă mai delicată. De luni, am înțeles foarte clar că începe un audit, da, al Curții de Conturi. Da. Pe perioada asta a auditului, foarte mulți dintre cei din administrație veți fi implicați în activitatea care în prezentare. Da. Noi, cei din Consiliul Local, în legătură cu primarul, viceprimarul și cu secretarul, ne facem activitatea normală în continuare a Consiliului Local. Da? Deci astea sunt gândurile pentru mandatul care urmează. La rubrica diverse o să mai punctăm anumite chestiuni, niște întrebări. Dacă mai sunt alte probleme de adăugat, mulțumesc. Da, înainte de a încheia, domnul de la Drăzâni, domnul Gurean, da, vreau să ne spune așa.
Vreau să vă spun un lucru pe care o să mă ridic în picioare, pe care toată lumea știe. Este un lucru care apare acum în toate consiliile locale, și anume problema apei. Deci urmează o criză a apei pe plan mondial. Nu numai în România. Deci va trebui ca dumneavoastră, consiliul local, primarul, toată lumea, să vă faceți un plan pe termen lung. Pentru că acum au fost 3 oameni. Veți avea tensiuni sociale puternice în această comună. Nu numai domnul primar va avea probleme, ci și dumneavoastră ca și consilier. Deci o să vă rog să aveți în vedere să vă faceți rezerve de apă, să vă faceți infrastructură, să colaborați cu Adibu la Bacău și să încercați, măcar până se va demara proiectul în 2000, nu știu când, să vă gândiți ce faceți cu oamenii. Problema asta este o problemă vitală. Deci, eu știu că știți, dar am zis că e și de datoria mea ca om de presă să vă atrag atenția, să vă faceți această strategie pe termen lung, pentru că va fi, într-adevăr, prioritatea numărul 1, apa. Oamenii până la apă. Da, mulțumesc frumos și felicitări, domnul președinte, dar să aveți grijă, ceea ce nu ați respectat dumneavoastră până acum, deci intervenții peste intervenții, dumneavoastră să impuneți, când veți fi președinte, ca un consilier local să vorbească o singură dată, domnul primar să-și noteze, să dea răspunsurile și nu dialog. Asta după, mai ales în prezența televiziunii vă recomand, pentru că se uită lumea la noi, chiar se uită. Deci trebuie să aveți. Este o recomandare, dumneavoastră veți face cum poate regulament scrie să vorbești. Da. Foarte bine. O singură dată are dreptul consilierul pe o anumită problemă. Aș continui la fel. Da. Sper ca dumneavoastră fiți primul care să veniți după aia, nu veți mai fi președinte, să o respectați. Și vă felicit. Bravo. Să vă mulțumesc. Încheiem că doamna Lidia vrea să facă cinci, că vă spune o chestie aici, își spunea la Mușan. Dar erau niște aspecte la diverse. Nu, dar nu erau atât. Cu apa, de... cu apa, ce-o punctat domnul? Deci nu, vreau eu la diverse să vă mai spun ceva. Deci chiar vă rog. Știți de ce? Păi dar acum spuneam că... Da. Deci e punctul următor la diverse. Deci am discutat și pare rog, deci noi am discutat despre concesiune. Da. Deci nu uităm de concesiune. Păi dăm drumul. De ce? Am fost banii la buget, contract, dăm drumul la... L-am rugat pe domnul Danilă și urmăriți treaba asta. El nu este acum aici. La concesiune. Deci pentru dânsul. Un plan de măsuri sau să-i spunem cum vreți. Mă duc la, cu măsurile din legea... Cum îi spune? Din legea... La Brăgești. Mă duc și am un contract. Au taie de sarcini. Corect. Și lucrăm cu ce avem noi. Că am văzut doamna Lidia în bună grății tăiat pus. Și le... Ca să fie și fie și cu graficul de activități la care vorbeam, extras din legea licitațiilor publice, nu-l face expertul ăla care vrem noi. Nu. Asta-l face secretarul constituționist. De asemenea, o schemă, doamna Lăriu, că am discutat cu ea de atunci, o schemă a arondării pe cele 3 suprafețe de islaz a oamenilor cu cere. Da, încărcătura. Deci e o schemă făcută. Și pe urmă angajăm acel expert, plătim cu bani, care i-am aprobat, ca să ne introducă mai în specialitate și să urmărească demularea procesului ăsta. Deci am vrut să nu se uite... Asta e perfect. Și să vă spun cu apa. Eu m-am gândit la o soluție... în afară de asta, merge pe mai mult căi. Dacă dă Dumnezeu și ne ajută la rectificarea de buget, când ne vin banii de la fi, ne rămâne o diferență de bani. Să spunem, 300 de milioane. Luăm, furăm un puț lângă celălalt pe vale și mai luăm o pompă. Cel mai bine. Deci, până atunci, deci asta e soluția cea mai corectă. Puț lângă... Da. Puse niște clauze, cumva. Trebuie modificat modelul, trebuie modelat modelul de contract altfel. Dar eu nu știu cum Dumnezeu a semnat și asemenea. Mergeți la domnul director. Nu mai el singur. Cătălin, o treabă mai ușoară. Dar avem contractul și mai cu toate. Ești pietrent, tu trebuie. Tu trebuie să semnezi. Asta mi-o pune. Nu, o treabă, dacă vă vină așa 4 miliarde, dacă ziceți de 4 miliarde și poate e o rectificare pozitivă, da? După primul semestru, mergeți la RAGC, la compania de apă, și dacă vă dă voie să vă înțepați în apa brută și facem noi, OAT Sporțeni, stație de coridare și spate asta. Așa, că mai săpăm un puț. Nu, ne înțepăm. Aici, da. Dar de ce se cheltuie deja
facem totul, facem totul să aibă și ăla pe Grigore, să aibă și ăla pe Florin. Nu mă e sigur. Dar e o problemă de contabilitate la ei, că nu livrează apă dulță. Nu mă poate încasa pe nimeni. Da, și trebuie să rezolve problema ei întâia. Noi am zis așa că banii trebuie să fie la fir, nu putem să-i punem în autopatica și punem cofinanțarea la cutiunea și punem cofinanțarea la asfalt. În ideea, cum zicea și dosarul ăla pentru a fi l-ați trimis? Oricum trebuie să știți. Semnat, depus, aștept săptămâna viitoare vin la recepție. Și dacă vreți să sunteți invitați, nu faceți parte din comisie. Vine afirul. Apropo, ieri am făcut curățenie, am spălat. Oricum trebuie să știți. Noi oricum avem în vedere pentru populații să se extindă rețeaua și să aibă cât mai multă lume. Dar în momentul ăsta... Trebuie să fim și conștienți. Trebuie scoase de domeniul privat, pe domeniul public. Tot. Aveți, aveți pe Florești, aveți scos. Da, vă scheți și joci spus treaba și dai condamnă. Da, ei, domnul primar, așa mai discutați cu oamenii. Spuneți-le ce aveți de gând să faceți. Ca oamenii să aibă treabă. Și mai e o problemă. Nu mai semnați din momentul de față, așa cum a venit, ai văzut, a venit numai unul la dumneavoastră, da? Dar de fapt în spate lui cinci. Păi dar el a venit singur și-o vorbit. Asta e grea de nu mai semnați. Capacitatea instalației este depășită. Nu mai semnați. Până nu facem investiții sau găsim surse alternative, numai că pe urmă le creăm la toți disconfort, nu o să mai aibă apă. Crea cu tot. Dar cu cine vinovat la o adică cel care nu are în momentul ăsta nici da, păcat șansă? Domnilor consilieri, sunteți de acord să încheiem ședința? Da. După aceea. Mulțumim, domnule Eugen Ungureanu.